Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În prima parte discutăm cu Narcis Ion, director general al Muzeului Național Peleș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! În partea a doua o să discutăm cu Marele Jack, pe numele de scenă Ion Cristoiu. Nu mai știm care e numele de scenă și care e numele adevărat. De ce n-am văzut cu domnul Narcis Ion? Pentru că avem aici pe masă o lucrare absolut monumentală. E vorba despre Carol al II-lea al României, un rege controversat. Dați-mi și volumul ăsta, am înțeles că nu mi-l dați de tot. E vorba de 5 volume, cam așa arată. Volume dedicate, scrise de către Narcis Ion despre Carol al II-lea al României, un rege controversat. Prima întrebare ar fi, de ce un rege controversat? Poate filmați și cărți, nu vreau să vă deranjez, vă dați seama. Vii la serviciu și spune unul să filmezi niște cărți, incredibil, da. Pentru că așa a fost perceput, să spun așa, imediat după abdicare și nu l-au iubit nici legionarii, nici regimul Antonescu, nici comuniștii, nici după 1989 prea mulți dintre istorici. Dar oamenii de cultură l-au iubit? Absolut, el are realizări notabile în istoria țării, după cum are și scăderi care sunt subliniate în această carte și în viața personală și în acțiunile lui publice. Câți ani a durat, domnule director, ca să realizați această lucrare monumentală? Eu trebuie să recunosc, în weekendul ăsta le-am răsfăit aproape toate volumele, că un volum nu l-am avut, volumul 2, și e fascinant. În momentul în care te-a pus să răsfăiești, te-a pus să și citești, pentru că te prinde lectura, sunt și imagini absolut excepționale. Absolut excepționale, așa să dau, nu invers, să se vadă aici toate cele 5. Cum le dau așa? Așa, cel mai bine. Astea sunt. Cât a durat documentarea, cât a durat scrierea la această lucrare absolut monumentală? Da, în primul rând sunt 5 volume, sunt 2200 de pagini, ceea ce nu s-a scris despre un personaj din istoria românilor, de către un singur om, dar nici în cadrul unor lucrări colective. Iată că pandemia a fost și ea bună la ceva, în sensul că a oferit mai mult timp liber. Mm-hmm. Și în prima parte a anului 2020 am mai scris o lucrare, Florica Vatra Brătienilor, despre familia Brătianu și Conacul de la Florica, pentru că atunci s-a înființat anul trecut, în 24 mai, și Muzeul Național Brătianu la Ștefănești, Argeș, un lucru important care trebuia făcut mai devreme. La Carol al II-lea totul a început în 1995, când eram încă student, și profesorul meu, Marcel Dumitru Ciucă, director la Arhivele Naționale ale României, m-a luat părtaș, chiar așa am și spus atunci, la editarea însemnărilor zilnice ale lui Carol al II-lea. Și am tipărit acest amplu jurnal, am recompus și celelalte însemnări, le-am inserat în aceste volume din 1904 până în 1951. El mai are niște însemnări răzlețe în mai mulți ani. Și am realizat pentru această ediție în 6 volume câteva mii de note despre personajele epocii, încercând să explicăm contextul, evenimentele, personajele cu care regele sau principele moștenitor a venit în contact în aventuroasa sa viață, pentru că a avut o viață absolut de film. Și de atunci mi-a încolțit în minte ideea că va trebui cândva să scriu o carte, nu știu, mi-am pus eu așa în cap, în 3 volume despre acest personaj fascinant al istoriei României și să vedeți și care a reușit să strânească interesul nu numai în România, dar și în Europa și în lumea vremii sale. Tot adunând materiale, noi din 2016, de când sunt director general la Muzeul Național Peleș, am inițiat un program, să spun așa, de valorificare a patrimoniului cultural pe de-o parte, dar și de editarea unor lucrări despre istoria familiei regale române. Și am început în 2016 cu o monografie a reginei Elisabeta, scrisă cu profesorul Ion Bulei. În 2017, la fel, folosind două texte importante ale profesorilor Ion Bulei și Ioan Scurtu, foștii mei profesori de la facultate, o monografie a regelui Ferdinand I. Aveți aici o monografie în 2 volume a reginei Maria, apărută în anul centenarului, în 2018. Da. În 2019,
l-am evocat pe Carol I, la fel în două volume, și în 2020, la 90 de ani de la urcarea pe tron a lui Carol al II-lea, am scris singur această monografie a regelui, a voievodului culturii, ca să spun așa, la care m-am gândit de foarte mult. Ce personaje ați vrea să întruchipați din familia regală după ce a studiat pe toți cu creionul în mână, cum se spune, ca la școală, și a scris despre toți? Iată, Carol al II-lea a spus că o să fie 6 volume, da? Nu, 5. 5. 5 volume. Regina Maria, 2 volume. La fel, Carol I, 2 volume. Carol I. Ce personaje ați vrea să întruchipați? Eu un personaj de film, nu? El este un personaj de film. Nu, l-ați vrea să-l întruchipați pe Carol al II-lea în prisma vieții trăite? Sau, poate că cineva ar merita să le voce și într-un film. Chiar e asta zic, sau facem artistic. Filme despre tot felul de personaje. Dacă viața lui este absolut fabuloasă. Când ai un personaj așa precum e Carol al II-lea, nu s-a gândit nimeni să facă un film. Nu, uh-huh. Din păcate, dar viața lui este absolut, să spun așa, fabuloasă. Aventuroasă, fabuloasă. El este un personaj pe care mulți au vrut să-l vadă doar prin prisma aceasta a regelui Playboy, mă rog, regele trădat, sunt chiar titlurile unor cărți. Istoricii l-au mai evocat, dar mai mult pe partea de viață politică din România interbelică. Dar nimeni, iată, de 32 de ani, nu s-a aplecat și asupra omului, Carol al II-lea, asupra omului care a marcat o epocă, care a marcat istoria familiei lui, care era totuși de o cultură vastă, de o inteligență scăpărătoare și care, cu plusurile și cu minusurile lui pe care le veți regăsi în aceste cărți... Hai să dăm și imagini, dacă tot vorbim despre Carol al II-lea, că avem atât de multe imagini. A realizat foarte multe lucruri în timpul celor 10 ani ai domniei sale, doar considerând și prin prisma... Da, dacă se poate pe jumătate de ecran, așa cum am stabilit acum 5 ani. Realizărilor culturale care sunt absolut spectaculoase și cărora le-am dedicat discutăm volumul despre 5. Ele. Nu vă grăbiți, că ajungem și la volumul 5, acum eram la volumul 0. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi caracterizarea pe care ar face-o istoricul, care a citit însemnările zilnice, în ceea ce privește partea omenească, omul Carol al II-lea? Ce fel de om era? Omul Carol al II-lea avea, să spun așa, prin pedigriul lui, prin natura genetică, poate o moștenire mult mai mare din partea, să spun așa, rusească a familiei. În sensul că, spre deosebire de tatăl lui, de regele Ferdinand, Carol nu poate fi încadrat într-un tipar german, un om... neapărat al datoriei, un om care respectă niște cutume. El nu a respectat absolut nimic în toată viața lui, din timpul primului război până spre mondial, până spre final. Și sunt aici, în primul volum, se regăsesc toate aspectele cu dezertarea, cu fuga la Odessa, căsătoria cu Zizi Lambrino și așa mai departe, care au scandalizat familia regală, arestul de la mănăstirea Horaița, arestul între ghilimele. L-ați cunoscut pe Mircea Lambrino, fiul lui? Nu. Eu l-am cunoscut. Da, da. Și semăna ca două picături de apă cu Carol al II-lea. Da, l-am cunoscut pe nepot. Uh-huh. În schimb, care moștenește arhiva lui Carol al II-lea și uh-huh. obiecte personale foarte prețioase. Am văzut, am rămas surprins, în, cred că în primul volum al dumneavoastră, inclusiv cristelnița în care a fost botezat Carol al II-lea, da. Care am înțeles că se găsește la Muzeul Național de Istorie. De istoria României. Vedeți, aici e o viziune, nu numai, să spun așa, pur istorică, documentară asupra vieții lui, ci și una muzeografică, dacă vreți, prin sensul că aceste volume sunt ilustrate nu numai cu fotografii de epocă, sunt multe spectaculoase, nevăzute, inedite, din diverse surse publice și private, de la Arhivele Naționale ale României, Muzeul Național Peleș, care sunt cei mai mari deținători ai colecției de imagini de epocă privind istoria familiei regale, dar până la colecționari particulari care au lucruri fantastice. Deci sunt fotografiile, pe de-o parte, de epocă, sunt ziarele de epocă și documentele de epocă pe care le-am inserat în volum pentru ca cititorii să vadă concret cum un anume eveniment a fost perceput în presa vremii și sunt obiecte personale care i-au aparținut lui Carol al II-lea. O carte de istorie obișnuită nu cuprinde asemenea obiecte. Iconografie, să spun, în toate aceste laturi și obiectele cu atât mai puțin. Ori aici avem de la butonii lui Carol al II-lea până la cristelniță. Eu nu vreau să-l laud foarte tare, pentru că dumneavoastră oricum știți să vă laudați.
E o chestie caracteristică celor care s-au născut în Pitești, dar numai răsfoind cele 5 volume și pur și simplu este fascinant. Și ideea este următoarea, nu e o carte greu de citit, nu sunt volume greu de citit. Odată că ai imaginile și numai dacă vezi imaginile și este fascinant, doi, este o carte frumoasă în care citești tot ce s-a întâmplat în anii în care a trăit, a existat, a condus România. De ce să nu spunem asta? Carol al doilea, în anii 30-40, stăteam să mă gândesc când am citit prima dată memoriile lui Aristu Constantin Agetoianu. Da, absolut fabuloase și mi se părea, citindu-le atunci, faptul, mi se părea că regele Carol al doilea ar fi, cum să zic, ar fi fost rege pe viață. Imaginați-vă că Băsescu a fost 10 ani și Carol al doilea a fost tot 10 ani. Adică trec atât de repede că nici nu știi când au trecut. Totuși, viața atunci era mult mai concentrată, cred. Absolut. Și a fost un proiect de țară care s-a urmărit. Spuneați de memoriile lui Argetoianu, editate de regretatul Stelian Neagoie. Eu am fost redactor la câteva volume din acestea. Am lucrat cu Stelian Neagoie și îi păstrez o amintire de neșters. Argetoianu descrie această lume interbelică admirabil, ca nimeni altul. Exceptând cinismul lui, sarcasmul lui, dar talentul lui literar de a evoca o epocă nu poate fi contestat. Și eu am făcut recurs la toată literatura memorialistică a epocii pentru a contura fresca acestui deceniu interbelic. Deceniu în care am înregistrat și anul 1938 și vârful dezvoltării economice a țării și veți găsi aici cu statistici, cu date, ce loc ocupam în Europa și mai departe. E o chestie paradoxală, domnule director, și anume faptul că vorbim ca de perioada interbelică, ca fiind una absolut excepțională, dar cumva este negat Carol al doilea. Păi el face parte din această perioadă interbelică, așa cum face nimeni. Lui se datorează foarte mult absolut din împlinirile acestei perioade interbelice. Și nu numai în planul dezvoltării culturale, edilitar-urbanistice. Uitați-vă în București și veți regăsi toată arhitectura, de Palatul Regal, Bulevardul Brătianu, toate clădirile astea sunt din epoca aceasta. A colaborat cu mari arhitecți a epocii. Duiliu Marcu are un capitol special și el a creat foarte multe, inclusiv sediul guvernului de astăzi, Ministerul Transporturilor și așa mai departe, dar regele discuta cu ei, cu arhitecții. Care sunt, să zicem, într-un top așa aleatoriu, ca să facem emisiunea mai interesantă și oamenii să meargă să ia aceste volume absolut excepționale. Care se găsesc deocamdată doar la Muzeul Național Peleș, Peleș, dar pot fi achiziționate de pe librăria online, pe site. Și sunt la prețul de 100 de lei. Adică, e un preț extraordinar. Top 10 lucrări, realizări Carol al doilea în epocă. Păi, dacă vorbim, deci, în primul rând, politice, administrative, politice, el a început, da, se va spune, a instaurat regimul dictatorial în România la 10 februarie 1938. Este definit ca regim de autoritate monarhică în 1940, în vară, la început, apare dictatura în sine, să spunem așa, mai mult de paradă decât în efectiv. Și aici volumul 4, care tratează istoria dramatică a anului 1940 și partea exilului regelui, explică foarte bine ce s-a întâmplat în vara aceea când România Mare a explodat și când se va vedea că vina nu a fost neapărat a regelui și că factorii externi au fost cei care au determinat distrugerea României Mari. Dar imaginați-vă un rege dictator care la consiliile de coroană îi cheamă pe cei mai importanți oameni politici, între care regăsim și pe cei mai fervenți acuzatori ai lui, adică pe Iuliu Maniu și pe Dinu Brătianu. Aici avem o mică și drăguță caleașcă trasă de doi țapi. Da, și acolo sunt principele Carol Copil și cu verii săi din Germania, Hohenzollern, Friedel și Yoshi și sora lor, Ete. Bun, deci sunt fotografii splendide din fototeca Muzeului Național. Ați început cu nerealizările. Care bun, sunt? Nu, pentru că în plan politic nimeni nu va spune domnule a realizat ceva. Deși veți vedea și reforma administrativă și multe lucruri erau foarte moderne pentru epoca aceea și chiar cu similitudini în istoria post-decembristă. Dacă facem topul cu principesa Elena, ce imagine, ce fotografii absolut superbe. Sunt realizările firește în plan, în plan cultural. Pașaportul când a părăsit, da? Carol Caraiman.
acolo la Nisa cu Elena Lupescu. Dar toate mașinile, toate lucrurile astea mai mari, să le spunem, pe care le-a avut, unde s-au evaporat? În câte le-a vândut? S-au vândut? Asta el n-a plecat decât cu două mașini din țară și... Nu știu, Elena Lupescu le-a vândut, s-au risipit și colecția de timbre, firește vândută, nu, că nu s-au pierdut chiar așa. S-au păstrat documentele, cum vă spuneam, care sunt la nepotul său. Deci realizările culturale nu pot fi contestate nici de către cei mai mari detractori ai lui Carol al II-lea. Și gândiți-vă, Fundația Culturală Principele Carol, ce a reușit să facă alături de Dimitrie Gusti în lumea satului românesc? Sunt miile de cămine culturale, revistele, toată culturalizarea asta, ce muzee s-au înființat în acea epocă de la Muzeul Satului, ce relație admirabilă a avut Carol personal cu Grigore Antipa, cu Nicolae Iorga. După aceea, înființarea în timpul domniei a Fundației pentru Literatură și Artă Regele Carol al II-lea, care a publicat mii de titluri. Toți mari scriitori, toți ai epocii sunt publicați de Carol al II-lea și veți regăsi, că se știe, nu? Cultul personalității în premieră, în volumul 4 de la Arhivele Naționale, un document foarte important, la 8 iunie 1940, scriitorii majestății sale oferă regelui protector un volum holograf, care n-a apucat să mai fie publicat. Am văzut unul și pentru Ceaușescu, știați că a existat unul similar? Holograf. Da? E, problema e că e totuși o diferență de calibru între cei care îl omageau pe Carol al II-lea și partea asta a doua lui Ceaușescu. Stați-mi, știi că și în partea asta a doua erau scritori mari și importanți. Bun, da, aici avem cei mai mari de la scritori? Rebreanu, de la Sadoveanu, la Tudor Vianu, care închină o poezie, până la mai tineri Eugen Jebeleanu și așa mai departe. Merita Carol al II-lea asta? Pentru că mulți erau convinși, mulți au fost ajutați și puțină lume știe că și Arghezi, care este acolo, lui Arghezi, la cererea lui Nicolae Condiescu, generalul prietenului Carol, care era și președintele Societății Scriitorilor Români, Carol al II-lea i-a plătit rata la bancă, alminteri îl executau pentru vila de la Mărțișor. La fel, puțină lume știe, da, proprietatea care e o proprietate frumoasă, făcută de Gemme Canta Cozinop, un teren mare, important. Ce e acum acolo? E muzeu. E muzeu și Cămițura bine. Cămițura Arghezi nu mai este, nu? Nu, este, a murit și e înmormântat acolo împreună cu părinții săi, dar muzeul este fantastic și arată, totuși, imaginați-vă că în acea epocă, Liviu Rebreanu, din drepturile de autor de la Răscoala, și-a cumpărat casa de la Valea Mare, de lângă Pitești, din Ștefănești. Ce însemna totuși un scriitor și niște drepturi de autor. E adevărat. Nicolae Iorga notează că află cu surpriză cum Malaxa, la cererea regelui, îi dă bani lui Panaiti Strati, care era într-o situație foarte critică. Sunt povești foarte frumoase. Mircea Eliade la fel. Mai ales că e vorba cu Eliade, nu știu. Cu Eliade la fel. Eliade, când a făcut și închisoare pentru opțiunea lui prolegionară, să spun, cu Nae Ionescu, și soția lui Eliade, povestește el, și am pus aici toate documentele, aproape că murea de foame. Cine a venit în ajutor? Alexandru Rosetti, directorul fundațiilor și al editurilor Fundației Culturale Regale, care i-a oferit bani ca avans pentru o carte pe care Eliade o va scrie după. Iată că atunci solidaritatea între mari intelectuali era un lucru care funcționa. Știți care e chestia? Că nu pot să stăpânesc și voi ăsta de informații absolut excepționale, de ele se regăsesc toate aici. O întrebare, după care vom lua o pauză și o să vorbim și despre Castelul Peleș. Pentru că dumneavoastră conduceți acest castel de 6 ani? 5 ani de zile. Și vreau să vorbim un pic despre Castelul Peleș și ce s-a întâmplat în vremea pandemiei cu castelul și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură însemnările zilnice erau coafate, erau periate, de către Carol al II-lea, da. S-a spus că sunt și chiar istorici, mă rog, scriitori cu pretenții, dar ești manuscrisul. Dumneavoastră știți manuscrisul original și pe de altă parte știți și microfilmul de la Arhivele Naționale. Și știți ce s-a întâmplat în viața lui cu adevărat. Eu vreau să întreb în ce măsură viața lui se suprapune de adevăratele cu însemnările zilnice a lui Carol al II-lea. Ea se suprapune dacă cineva le citește cu atenție. Adică printre rânduri, printre ce a scăpat, cineva a spus că sunt trucate. Nu sunt trucate, pentru că el nu și-a trucat însemnările zilnice. Sunt trunchiate post factum de Elena Lupescu sau de Ernest Urdăreanu, care au tăiat, au decupat anumite pasaje, au șters, care îi puneau într-o lumină, să spun, mai proastă, în sensul influenței pe care o aveau asupra unor decizii pe care le lua regele. Alminteri, el putea foarte bine să nu scrie anumite lucruri. Dar când vezi că un volum care privea perioada decembrie 37 până în martie 38, când s-au întâmplat
toate transformările cu lovitura de stat și așa mai departe, volumul ăla a dispărut. Deci Celina Lupescu a preferat, domnule, să nu mai... Atunci Carol nu l-a fi scris. Nu s-a regăsit, nu știm, poate se va regăsi, sperăm. S-au regăsit, o parte sunt din foile decupate, tăiate și așa mai departe. Dar imaginați-vă că el nu-l scria. Dacă nu vroia să mai explice nimănui ce s-a întâmplat... De ce l-a tăiat? De ce l-au furat? Probabil că... Decizia regelui atunci, după alegerile din decembrie 1937, când pentru prima dată un partid aflat la guvernare, Partidul Național Liberal, cu Gheorghe Tătărescu, pierdea alegerile și în contextul ăla când a venit guvernul Goga-Cuza și după s-a instaurat la 10 februarie acest regim în frunte cu Patriarhul Miron Cristea, unde și aici trebuie cumva demontată și am arătat teoria conform cărea... Teoria conform căreia numai el este vinovat pentru această schimbare de macaz politic și a distrus democrația, care oricum era perfectibilă. Cine crede că democrația interbelică românească a fost ceva numai lapte și miere și a fost pură... Dacă citești pe Constantin Argeteanu, zici că nu exista democrație. Sigur că acolo era foarte mult sarcasm, cinism și așa mai departe. Bun, dar acolo se văd și ciomăgelile electorale și toate influențele și așa mai departe. Deci totul era perfectibil. Mi-aduc aminte ce scria Argeteanu despre Nicolae Iorga și totuși, apropo de Carol al II-lea, primul guvern făcut îi conținea pe amândoi și pe Da, și primul, pe Iorga, primul guvern a fost Gheorghe Mironescu în 8 iunie. După aia Iuliu Maniu și după... câteva zile ca să pregătească. A fost Iuliu Maniu și după aia Nicolae, da, guvernul Iorga Argetoianu. Dar rog pe colegii mei după pauză să dea din nou imagini, pentru că sunt absolut excepțional. Da, vă rog. Nu. Instaurarea acestui regim nu îi se... Da, nu îi se poate imputa numai lui Carol al II-lea. Când ai colaboratori, Iorga, Argetoianu, Tătărescu, intrăm în amănunte istorice. Arman Călinescu, știi ce mă surprinde la dumneavoastră? Sunt mari figuri politice care și ele au contribuit la instaurarea asta. Știi ce mă surprinde la dumneavoastră? Că a trecut aproape o jumătate de oră din emisiune, adică jumătate? Nu. Și n-a spus nimic despre Elena Lupescu. O să spunem. Pauză. Hai să ne uităm un pic la aceste imagini. Uitați-vă cum a fost primită Regina Maria în 1926, vizita din America la New York. Avem aici, din coace. Aici avem, dacă strălucește. Apropo de asta, făceam un calcul sumar, domnule director general, nu vreau să vă bag în politică, pentru că nu faceți politică și știu asta, dar mă gândeam la 3 mandate de câte 10 ani la președinți, că se fac acum, ce au făcut în 30 de ani și ce a făcut Carol al II-lea. Nu că i-am ridicat acum. Vă arătam din această carte, din aceste alte două volume grandioase, Maria României, portretul unei mari regine, volumul 1 și volumul 2. O să-l invit cu altă ocazie pe domnul Narcis Ion să vorbim și despre aceste două cărți, două aceste volume absolut excepționale, le-am răsfăit, am văzut imagini. Mi-am adus aminte răsfăind această vizită incredibilă a reginei în Statele Unite și așa mai departe. A fost un ambasador al României, a făcut mai mult decât zeci de ani de diplomație. Și asta e adevărat, pentru că avea acces la marile cancelarii ale lumii. Și avea farmecul ei și inteligența ei. Avea. Iubirea ei pentru țară, care a fost sinceră, nedisimulată și mai departe. Le recomand celor care sunt îndrăgostiți de Regina Maria să citească și Însemnările zilnice. Sunt acele primele două volume care sunt scrise mai elaborat, după aceea Însemnările zilnice, cu siguranță le-aș citit. Da. Unde am și folosit o parte inedită pentru a arăta relația dintre regină și fiul ei cel mare, Carol al II-lea, care s-a schimbat într-un ton mai dramatic după 1930. Ce s-a întâmplat? Vă spuneam la început, totuși moștenirea lui genetică a mers mai mult înspre Romanovi. Regina partea era rusească. Partea rusească. Regina, la fel, după mama ei, Maria Alexandrovna, Carol apare și aici, ca un mare duce rus în portretul acesta minunat al lui Laszlo. Regina este izolată. Din 1930, ea nu a mai încăput să sclipească de pe scena publică a României alături de fiul ei, pentru că numai el trebuia să fie. Strălucea el. Principesa Ileana, la fel. Principele Nicolae, eliminat din rândul familiei regale pentru căsătoria lui morganatică cu Ioana Doleti. Când soarele apare, toți ceilalți dispare. Așa. Am avut altă rimă. Da, ca la Toma Caragiu. Exact. Perfect. Deci și relațiile astea sunt arătate. Astea îl pun într-o lumină, să spunem așa,
foarte proastă pe el. Cum și-a zobit, scuzând termenul, efectiv, dar familia de, timp de 10 ani. Apropo de acele spectacole pe stadioane. Păi nici chinezii nu ajunseseră acolo. Da, el a fost așa. Totuși, avan la letră, Ceaușescu l-a admirat foarte mult din punctul ăsta de vedere și veți vedea toate manifestările avea lui cu straja țării. Fast, pentru... Avea un cult pentru fast, avea un cult pentru uniforme, desena uniforme, desena decorații. S-a întrebat cineva, un istoric mare, noi nu știm dacă acest Carol al II-lea citea. Ei, acest Carol al II-lea citea. Sunt multe mărturii în care cultura lui generală, fără să fie absolvit mari facultăți, i-a uimit pe mulți oameni cu pregătire. Și există la Arhivele Naționale un jurnal de lectura lui Carol din 1944 până în 50, n-am putut să-l publicăm. Este un caiet întreg în care... Cu lecturile lui. Cu lecturile lui. Dar toate mărturiile de la Alexandru Vaida Voievod, de la Iorga, la toți cei care l-au cunoscut, converg spre ideea aceasta. Regele avea totuși o înaltă cultură, era de o inteligență pe care n-au avut-o ceilalți regi ai României și nu e nicio sub aici, nu facem topuri și așa mai departe. Dar preocuparea lui, că vedeți, totuși a pornit totul ca realizare în perioada interbelică, dacă socotim că e un vârf, a pornit din ordinul lui, de la exemplul lui. Dacă el nu vroia, nu se reconstruia nici Palatul Regal în forma asta, nici fundațiile culturale nu editau în ritmul în care au editat, și așa mai departe. Totuși, Elena Lupescu? Stăpânul, nici marile catedrale din Transilvania, care sunt tot în epoca lui, nici spitalele, nici sanatoriile din Basarabia, din țară și mai departe. Stați, domnule, că fac... Elena Lupescu fac este... Fac cei de la USR cu fac spitale. Bun, Elena Lupescu. Elena Lupescu. Este totuși femeia... Duduia. Duduia. Femeia vieții lui. Femeia fatală a vieții lui. Hai să începem cu Elena, totuși. Pentru că... Elena este soția oficială, mama regelui Mihai, o căsnicie nefericită. Nereușită din motive care sunt... Se regăsesc, sunt explicate aici foarte bine și dintr-o parte și care dintr-alta. Sunt, mă rog, să spunem așa, o nepotrivire de caracter are și Argetoianu, descrieri și toată lumea, și Regina Maria. Deci, clar, și-a apărut în 1924-25 această a doua Elenă, Elena Lupescu. Uh-huh. Nu? Sunt, relația se înfiripă cumva, uh-huh. 15 februarie era data aniversării începutului acestei iubiri care a ținut o viață și care a fost sinceră din partea lui Carol al II-lea cel puțin. Se vorbește foarte tare de o dependență sexuală. E adevărat? Se regăsește în documente undeva? Sau, sau e doar o chestiune de au apărut cancan? Și cărți care au încercat cu niște note ale unor medici să explice. Vă cred că sunteți cel mai bun cunoscător al lui Carol al II-lea. Nu sunt, dar n-aș intra în viața asta, să spun nu așa. Nu intru, întrebam intimă. Pentru că... Păi, nu e viața. E clar intimă. Că a fost o potrivire din mai multe puncte de vedere. Până la urmă, istoria României a ținut și de... Viața asta intimă, da, în multe momente. Absolut, odată. Dar imaginați-vă, deci se cunosc pe Chiselev, relația se înfiripă la Sinaia, se deteriorează relația cu principesa Elena. În ce an era? 24, când 25 pleacă, da, în toamnă, rămâne cu Elena Lupescu, trimis la funerale reginei Alexandra în decembrie 25 la Londra. Divorțase în mod oficial? Nu, divorțul a intervenit mai târziu. Renunță definitiv la tron. Devine Carol Caraiman, duce o viață cu Duduia la Paris, la Neuilly, la castelul, un castel și-au luat în Normandia, la Coesme. Deci, femeia aceasta și vine anul 30. Vine anul 30 în care veți regăsi în volumul 2. Am preferat să dau o scrisoare a Duduii din 6 iunie până în 15 august 1930, într-un stil languros, într-un stil tu ești iubirea vieții mele, maică dragă, tu ești viața mea, așa spune. Aștept să viu, să te pupic, că tot și așa mai departe. El? Ea către el. Ea disperată că el se va împăca cu regina, soția, da, de care divorțase, da, se va încorona și ea va fi eliminată. Nu se regăsește... Scrisoarea o regăsiți aici, am dat-o și la în facsimil. La ce pagină? Trebuie citit asta. Bun, e o poveste mai... Păi nu, dar e prea frumoasă. Adică aici oportunismul... era talentul ei, să spun talentul așa. Talentul ei de dragoste, da. Talentul ei de dragoste. Da, ce frumos scria. Scria frumos, uitați-le, da, sunt facsimilate. Uh-huh. Deci asta este. Aia este, ea e explicată, e o scrisoare foarte lungă, în care ea își pune toate aturile astea de femeie în... oarecum în disperare. Și îi zice lui măicuță drag. Da, măicuță drag, cărluță scump și așa mai departe. Veți vedea, e un amor întreg acolo, un roman de dragoste. E, l-a convins. Aștept să vin să te pupi. Da. Păi de ce? Era ideea că n-o s-o, nu era ideea. Deci era ideea că el, influențat
ce se întâmplă? Iuliu Maniu, prim-ministru, ar fi dorit, care era un om totuși de vertical, să se împace, să se împace și viața familiei legale să curgă totuși într-un mod normal. Orelena Lupescu a intuit. Puiu Dumitrescu, secretarul personal al lui Carol, care a fost unul din factorii esențiale ai Camarilei Regale și Camarila e tratată aici cu toate păcatele și cu toate nenorocirile ei. Puiu este alături de Carol. Elena îi scrie, ține-l pe Puiu lângă tine ca nu cumva altcineva să-l influențeze și să o îndepărteze. Ea vine în țară. Influența ei, fără îndoială, Camarila Regală s-au scris și că... În Franța, rămăsese în Franța, dar ea îl pistonează și ea, în august, ajunge în țară. Nu e nicio problemă. Imediat, în 1930. Ea stă la Foișor, castelul Foișor din Sinaia arde în 1932. Manoilescu vede asta ca un blestem pentru că Duduie a stat acolo. El reconstruiește castelul și așa mai departe. Ea l-a influențat, fără îndoială. Și asupra unor decizii, să spun, nu atât politice majore. Ceaușescu n-a vrut să stea la Foișor. Avea vreun motiv? Ceaușescu cum? A și construit o parte. A reconstruit, dar n-a vrut să stea la Peleș. Nu, dar nici nu putea să stea la Peleș. Peleșul e totuși altceva. Castelul Foișor era reședința privată a regelui Carol al II-lea de la Sinaia. Palatul de la Scroviștea, pe care l-a dărâmat Gheorghe Udeș și pe care l-am găsit aici pentru prima dată, am găsit întreaga poveste, că toată lumea se întreabă unde era acest palat, care a fost și el distrus. Ajungem la Peleș și vă întrebam, umbla la un moment dat, știu că eram copil, am fost să vizităm și era închis. Și se vorbea atunci că apăruse o ciupercă. A fost, da. Apăruse o ciupercă și motivul pentru care Ceaușescu nu l-a vizitat, nu a fost acolo și așa mai departe. Din 1975 a fost un amplu proiect de restaurare a castelului Peleș. Da, au fost date lambriurile jos, a mers până la cărămidă, a fost înlocuită pielea de Cordoba, au fost sute de oameni, de specialiști, de conservatori, de restauratori, de muzeografi care au lucrat. S-a băgat totuși o sumă enormă pentru acea perioadă și din voința lui Ceaușescu, și dacă l-avem astăzi în forma aceasta, se datorează acelei ample restaurări care a durat 13 ani și care l-a consolidat. Ciuperca asta a apărut și la Castelul Bran, tot în anii 80. Cât a costat restaurarea? Nu știu, în jur de $100 de milioane. 100 de milioane? Da. Restaurarea unui castel de proporțiile acestea este foarte costisitoare. Și a dat Ceaușescu foarte banii ăștia. A dat statul român banii ăștia. Deci sunt documente, sunt, astea nu sunt povești, sunt documente. S-a terminat în 88. Da, și sub oblăduirea, știți cine coordona toate aceste lucrări? Tamara Dobrin, cea mult hulită, ministru adjunct al culturii. 88-89? Nu, 75-89. 13 ani. Acolo au lucrat și la complexul Posada. Armate de restauratori din țară, cei mai buni specialiști, care au pus castelul într-o stare de conservare. Ne data viitoare la Duduia. Dragostea lor a fost până la moarte, da? Duduia devine în 47 soție oficială. El a iubit-o sincer. Toate mărturisirile, toate, deci acolo nu se poate pune problema. Că la ea a fost un interes absolut... Normal. Alte femei în viața lui de când a fost cu Duduia? Asta au fost, o să vedeți și povești. Păi știu, fără număr, da. Au mai fost. Avea el totuși apucături care îi puneau chiar în dificultate și pe ministrul de interne și pe toată lumea. Și știu că se întâmplă la Sinaia, pentru că știu casele unde avea aceste întâlniri de amor regal, să-i spunem. Deci, iată, că atunci nu e numai această dependență. Da, nu este numai Duduia era totuși și o persoană care îl încuraja, o persoană pe umărul căreia el putea... A plâns. El avea totuși și o labilitate din punctul ăsta de vedere. Plângea și când nu ieșea un discurs bine. Avea totuși anumite... Sărac. Da. Are situații. Și Duduia vine și îi spune și în 40, când el după 28 iunie, după pierderea Basarabiei, a vrut să abdice. Cine vine și îl determină să nu facă acest pas? Duduia. Care îi explică, stai, că nu e vina ta, și mai departe. E, vine totuși 30 august, dictatul de la Viena, pierderea Ardealului și 3, 4, 5, 6 septembrie sunt detaliate pe zile. Acele zile în care totul este pierdut și în care el, la cererea lui, mă rog, la sugestia lui Valer Pop și la sugestia cui credeți? A lui Ernest Urdăreanu, fac apel la generalul Ion Antonescu, cel care fusese contra Camarilei, contra Elenei Lupescu, arătase toate neajunsurile din armată și în situația aia disperată, guvernul Gigurtu este demis, se face apel la Antonescu. Antonescu este convins și de Iuliu Maniu și de Dinu Brătianu că fără abdicarea regelui ei nu participă la un guvern de Uniune Națională, că așa vine, a fost inițial. Vine abdicarea. Da, vine abdicarea și guvernul nu se mai face nici cu
Maniu, unde nici cu Brătian. Unde a plecat cu Duduia? Care a fost traseul atunci până... Traseul a fost că Europa nu i-a primit, adică nici Elveția, nici Franța. S-a mers și Elveția și Franța, s-a ajuns Spania, Portugalia, apoi a luat drumul Americilor. America de Nord era clar interzisă, s-a mers Mexic, Cuba, Brazilia, America de Sud, toate țările. Da, America de Sud. Au fost bani, a fost o viață, totuși el după nu a mai fost om, după abdicare. Adică a fost ceva, o lovitură năprasnică pentru el, a murit la 60 de ani, neîmpliniți, dar doborât efectiv. Duduia i-a supraviețuit până în 1977. Ea care era bolnavă, care avea migrene, care zi de zi el era îngrijorată. Ăștia care se plâng, m-am săturat de ăștia care se plâng toată ziua că îi doare ceva. Da, și el și pe mama o doare are... fiecare ceva și ajunge la 80. Sunt niște notații. Duduia le-a șters, dar am putut descifra din manuscris. M-am săturat de văicărelile Duduiei. Toată ziua o doare capul. Deci până și el... Câți ani avea Carol al doilea? 60 și... Nu, 60 neîmpliniți. 60 neîmpliniți, da. Regina Maria 62. Apropo 63 neîmpliniți. De această... Elisabeta, principesa Elisabeta 60, Minion Marioara Iugoslaviei 60, doar Nicolae mai mult și principesa Ileana 82. Când a plecat din România, câți ani avea? În, pe Carol 47. 47. Era născut în 1893. Ei, a mai călătorit. A călătorit. Totuși aproape 13 ani. A călătorit. El era și totuși, a cheltuit. A cheltuit, a și avut. Slavă Domnului, imaginați-vă că avea un cont pe care americanii l-au blocat de 15 milioane de dolari. Că nici Malaxa, nici Auschwitz nu au stat degeaba pe lângă rege și regele știa ce înseamnă exilul și ce costuri presupune o asemenea aventură. De acolo venise, adică știa. Da, dar am făcut aici echivalarea. 15 milioane de dolari atunci înseamnă cam 250 de milioane de euro azi. Cât? Cât, exact cât auziți. 250 de milioane de euro? Da, și gândiți-vă, mari industriași, care erau totuși bazați și Malaxa și Auschwitz. E toată povestea cu Malaxa, cu ruinarea regelui Oțelului. Carol, instigat de Duduia, totuși îl aruncă în închisoare pe Malax, pe Max Auschwitz, pe care cine le eliberează? Mareșalul Ion Antonescu. Antonescu, deci, da. Totuși, Malaxa, mult mai inteligent... Și contul ăla mai e blocat în America? Nu, contul ăla au reușit, l-au deblocat. Uf. Dar imaginați-vă că acești mari industriași ai României sunt salvați în America și Malaxa și Auschwitz, de către două personaje care pledează în favoarea lor. În favoarea lui Auschwitz este un senator care inițiază un proiect, este Richard Nixon. În favoarea lui Malaxa este, cine credeți, Alan Dulles. Fratele lui John Foster Dulles, el Alan Dulles, șeful CIA-ului. Deci, totuși, se juca la un nivel aici. Nu s-a făcut industrie pe nu, pentru pe că doi lei. România era. Nu, s-a făcut România. Pe bani. Vreau să spun ce însemnau industria și România. Nu mai fac o comparație cu cei România după 90. Era România. Când un șef bun, și a reușit o jumătate, un sfert de miliard de dolari. Să i-au rămas și Duduie și lui Ernest Urdăreanu și lui Monica Urdăreanu, care au moștenit-o pe Duduie. Dar au reușit să rezolve, adică să-i pape, cum se spune pe românește. Ei s-au consumat, plus colecția de timbre, care a fost a treia colecție din de timbre din lume ca valoare. Păi s-a vândut, a vândut și el în timpul vieții, a vândut și Duduia după. Ea este mare parte în America, dar mă rog, multe piese nu se mai știe de soarta lor. Cine și cum le-a furat? Cine și cum le-a furat? El tablouri n-a luat din țară, decât el a abdicat de la București. Deci chestiunea aceea a fost... Cu Sinaia, că ar fi cu Sinaia, nu, el nu, el a abdicat de la București, 3, 4, 5, 6, 7 septembrie se întâmplă la București. Acum, apropo, pentru că dumneavoastră aveți și latura asta a gazetarului, pe lângă cea istoricului, asta e clar. Păi, o aveți, clar, felul în care ordonați lucrurile, le povestiți și mai departe. Da, e un mozaic uriaș și eu chiar prefața am intitulat-o Itinerarile unei vieți, fresca unei epoci. Pentru că aici e o istorie a României în cei 10 ani. Absolut. La micron, detaliată. Și ziceam, uite că în anii comunismului nu s-a dus nimeni, eu nu mi-aduc aminte să fi fost cineva să facă un interviu cu Elena Lupescu. Ei, nu, s-a dus securitatea în casă, a văzut, a inventariat tablouri, lucruri și așa mai departe, dar nu pentru interviu. Păi nu securitatea, totuși. Adică totuși din ziariștii... Nu, nici din cei din exil. Din exil. S-a fost așa ca o pacoste, ca o... Era o chestie incredibilă să meargă cineva să o filmeze, pentru că erau și aparate filmat, sau să facă un interviu scris pur și simplu. Da, gândiți-vă, nici ea n-a lăsat memorii, a lăsat un fel de jurnal, dar foarte modest, nici Urdăreanu. Avem documentele astea, dar oricum. Din toată istoria familiei regale române, e cel mai documentat. Da. Spuneți-mi, vă rog, aici pe Valea Alexandru,
Aici la... Nu, ea e o prostie. Nu e vila ei. Nu a fost vila Lupească, nu, unde a fost Partidul Democrat. Nu, aia este vila Filipescu-Brâncoveanu. Am crezut multă vreme că a stat acolo Duduia. Nu, acea vilă este construită în 1914 de către Alexandru Filipescu. El a lăsat o moștenire lui Constantin Basarab Brâncoveanu. Ea a fost pierdută pe un credit și așa mai departe. Da? Și bine că s-a păstrat, e făcută de Roger Bolomei ca arhitect. De ce? Casa Elenei Lupescu era în Alea Vulpache. Am o fotografie unică aici. Tipic pentru Elena Vulpache, da. Păi nu, Alea Vulpache era de la Alexandru Filipescu Vulpache, care a făcut toată parcelarea în zona acelui parc. Da, Casa Elenei Lupescu a fost pe sediu actualului Minister al Afacerilor Externe. Mm-hmm. Acolo, Gheorghiu deja dărâm acasă și a construit sediul actual al Ministerului Afacerilor Externe. Dar parcă se cheamă altă stradă acum. Păi nu, e Alea Alexandru. E Alea Alexandru. Vulpache. Deci aia era casa ei. Acolo era casa ei și o veți regăsi într-o fotografie care, vedeți că totuși Dumnezeu lucrează. Ăla e un adevărat palat, domnul director. Nu. Unde casa... e în sediu Ministerului Extern. Păi nu, ăla e un palat construit de Gheorghe Udej. Acolo era casa. Gheorghe Udej a dărâmat casa și a palat. Construit palatul ăla. Casa era o casă normală, banală. O veți găsi într-o fotografie de epocă aici, când legionarii au vizitat-o. Nu era banală. Era o vilă frumoasă. Da, o vilă frumoasă. Da, normală pentru cartierul ăsta. Că o știu, am văzut fotografii cu ea și am văzut și în carte. Și atunci de ce atâta... De ce s-a vorbit de atâtea ori despre faptul că această casă unde a fost... Că era punctul central al Camarilei, că acolo regele venea și jucau diferite jocuri. Era în proprietatea lui sau al Elenei Lupescu? Nu, ea a fost cumpărată de către Malaxa și Auschnitt, care i-au cumpărat și vila de la Sinaia a familiei Crisoveloni, pe numele soției generalului Dumitrescu, tatălui Puiu Dumitrescu. Și folosită de Elena Lupescu. Elena Lupescu a avut o casă în Băneasa, construită în timp ce Carol construia palatul de la Scroviștea. S-a construit și Vila Albă de la Băneasa. Bine. Aia a fost pe numele ei și aia Antonescu a naționalizat-o. Dar atunci de ce, cum îl cheamă, care e căutat acum, a dat prin Interpol, a cerut în instanță să îi se dea casa din Modrogan? A cerut, dar... N-avea nicio legătură. N-are nicio legătură. Nici familia Brâncoveanu n-a putut să o revendice, ea fiind pierdută. Da. Ne oprim pentru publicitate, continuăm. Da, continuăm ediția din această seară. Domnul Narcis Ion, directorul general la Peleș. Haideți că ne-am propus să vorbim și despre Peleș, dar nu prea am avut timp. Castelul a fost închis în perioada pandemiei? Doar 2 luni în perioada în care am fost în stare de urgență. Și l-am deschis la 2 iunie 2020, într-un cadru festiv. Mm-hmm. Deci l-ați deschis, a fost deschis. Da, și se vizitează. Și se vizitează cu mască? Am reușit. Se vizitează cu mască, se vizitează în grupuri de câte 5 persoane. Mm-hmm. Nu mai putem face ghidaj. Dar totuși, anul trecut am avut 170.000 de vizitatori, în condițiile în care n-a fost nici un picior de străin în România. Da, de la 400.000, 420.000. E o performanță. Ce ați făcut în acești 5 ani? Ați mai restaurat ceva? Ați lansat... Nu, că nu putem să restaurăm noi conform. Abia acum, pentru că proprietatea este familia regală. Da. Abia acum s-a lansat prin Institutul Național al Patrimoniului un proiect de restaurare a teraselor, care au mare nevoie de consolidare și de... Mm-hmm. restaurare. Sunt mari probleme la fel la acoperiș și sperăm să se rezolve și aceasta într-o formulă legală, pentru că dacă acoperișul într-un an normal, nu e sigur nu-i nici patrimoniu și nu e nimic. Într-un an normal câți vizitatori aveați? Nu, până de pandemie. În 2019 am avut 420.000 de vizitatori, turiști români și străini. În timpul pandemiei au fost 170.000. Oricum e enorm. Este singurul muzeu care și-a asigurat finanțarea 99% din venituri proprii. Pentru că străini nu au fost în țară. Străini nu au fost în țară. Întotdeauna eram fascinat de povestea asta că sunt camere secrete care nu se vizitează. Nu sunt camere secrete. S-a încercat în urmă cu vreo 10 ani să se viziteze și etajul al doilea al castelului. Dar castelul este fragil. El este totuși în partea de etajul 2 și mansardă. Mansardele sunt pe o structură tip fachwerk, dar mai mult din lemn.
Și și-au dat seama că pun în pericol și tavanele care se crăpau și așa mai departe. Ce se vede? Și s-a renunțat. Ce la etajul al doilea? La etajul al doilea sunt camerele și ale familiei, sunt și camerele doamnelor de onoare și la mansarde la fel. Sunt spații foarte frumoase. El e totuși unul dintre cele mai moderne castele ale Europei la epoca lui. Că era făcut la 1900? Că era făcut până în 1883 într-o fază și apoi până în 1914. Și regăsești cumva toate stilurile arhitecturale amalgamate la dorința regelui Carol I în această bijuterie, de care turiștii străini sunt foarte plăcut surprinși când vin în România. Chiar acum am avut o emisiune cu Stefan Bern, Secret d'Histoire, o filmare pentru o emisiune în toamnă dedicată reginei Maria a României, ceea ce nu e puțin lucru ca imagine culturală și ca impact. Și au făcut o emisiune de 2 ore și au fost încântați francezii să descopere în România un asemenea castel. Și mi-a spus săptămâna trecută, ce păcat că nu putem să filmăm mai mult și să dăm mai mult. Emisiunea e de mare prestigiu în Franța și faptul că regina Maria este evocată în cadrul acestei emisiuni, după ce în 2019 am organizat o expoziție împreună cu Muzeul Național de Istoria României la Palais du Tau din Reims, dedicată în coronării și reginei Maria, regină și artistă, e un lucru important ca propagandă culturală pentru România, în fond. Prin acest personaj absolut fabulos al istoriei noastre contemporane. Apropo de, toată lumea știe, Balcicu, mi-aduc aminte, am găsit, la un moment dat, am descoperit niște fotografii vechi care arătau casa de la Mamaia, o casă foarte frumoasă. Da, la Mamaia era... Da. Ce s-a întâmplat cu casa? Nu casa știu. Asta e făcută de un arhitect italian de către regină. Mario Stopa era arhitectul, pe care l-a cunoscut, mă rog, prin Barbu Știrbei, căruia i-a făcut un palat la Brașov. Și casa în stil românesc a fost oferită reginei mamă Elena, principesa Elena, mama regelui Mihai. După a răscumpărat-o Carol al II-lea, s-a naționalizat, știți foarte bine ce a fost acolo, discotecă, club și așa mai departe. Și acum e într-o situație foarte proastă, deși este la Mamaia, este monument istoric, e în proprietatea unei firme private. Mai are terenul pe care l-aveam? Terenul cred că l-au mai limitat, nu mai e cel de pe timpul regilor, dar oricum are teren și era un monument care putea fi pus în valoare în memoria istoriei familiei regale. Sunt tot felul de procese între Ministerul Culturii și proprietari și Direcția de Cultură. Păi n-a avut moștenitori? Cine să aibă moștenitori? Casa asta, de la Mamaia, a cui a fost? Păi a fost a familiei regale, a fost... Bun, a... și cine a... Nu, a rămas a statului pentru că în momentul... Carol al II-lea a obligat-o pe Elena să o vândă flotilei de aviație și unei unități militare. Am înțeles. Bun. Da, statul poate totuși să aibă grijă de un... Absolut. Statul nu mai interesează un muzeu în fața unui restaurant sau unei cârciumi. Și vă dau un exemplu ticălos. Și folosesc prilejul ăsta și vă mulțumesc. Azi am fost la Florica Brătienilor, la acest conac, și am lansat cartea pe care am scris-o și la un an de la înființarea muzeului. Și nu am contenit să subliniez faptul că ferma familiei Brătianu, care este construită de Ionel Brătianu, marele prim-ministru și făuritor al României Mari, după planurile lui Petre Antonescu, a fost ruinată în ultimii 4-5 ani de niște proprietari inconștienți, ea fiind, mă rog, vândută și așa mai departe, de către familie. Ori noi ne mândrim cu anul centenar, e un banner mare la intrarea în Ștefănești. Păi nu, liberalii ar fi trebuit să cumpere proprietatea. Nu, ei încearcă acum și e foarte bine. Dar ce să, e proprietate privată. Proprietatea au vândut-o statului. Trei, nu, nu mai e a statului. Statul ar fi trebuit să cumpere, așa cum ar fi trebuit să... Statul a cumpărat doar conacul. A cumpărat conacul și a făcut muzeu. Da. Regina Maria... Cât că are imagine, are fotografii cu vila de la Mamaia. A fost da, o perioadă absolut, în care, da. În care a stat da, a acolo. Fost a statului vila de la Mamaia. Numai că statul a privatizat-o după 1990. Cum să privatizezi? Da, absolut. Ea a fost restaurant, păi a fost și discotecă dar după 1990. Ne merităm soarta. Păi da, asta am făcut. Pentru că imaginați-vă, mult huliții comuniști, foarte bine, ce s-a distrus, s-a distrus. Și trebuie subliniat acest aspect. Dar în 1990 mai existau vreo 1500 de castele, palate și conace în România. Acum dacă mai sunt 500 e mare lucru. În 30 de ani am fărâmat tot. Și asta era istoria noastră. Și când noi facem acum, restaurăm un conac, restaurăm un castel și îl transformăm în hotel, îl dăm la televizor, ne mândrim toți, iată, avem și noi o rețea ca în Franța. Păi jumate le-am distrus. Nu, am distrus 90%, nu jumătate. 90%? Absolut. Pentru că tot ce a fost sediu de IAS, de CAP, spital, orfelinat, erau un clădiri de genul ăsta. Da. S-au distrus. Toți țăranii au furat în mod egal, chit că e în Ardeal, chit că e în Oltenia, chit că e în Muntenia sau Moldova.
Și așa mai departe, fiecare al, până au venit proprietarii, până au recuperat, până au reușit să vândă, nimeni nu mai cumpără ruine și așa mai departe. A fost greu cu reconstituirea proprietății după, asta după odată, 90? Dar nici... Pentru că totuși au venit o jumătate de secol de comunism în care oamenii au uitat istoria, au uitat... Totul s-a dat peste cap. Și nici noi nu avem un cult al monumentelor istorice. Adică lumea a preferat la țară, mai bine să-și ia el soba boierului, să o pună în casă și mai departe. Da, avem vreun cult anume? Nu știu. Păi nu știu, dumneavoastră spuneți că studiați. Da, la capitolul ăsta, deci și statistic, dacă ceea vreți. Ce faceți dumneavoastră acum? Poate să fie un cult legat de nu această un cult, lucrare nu, toată, multă monumentală? Lume s-a temut și o să vedeți, o să o lansăm la Academia Română în 15 iunie, da, la ora 12, e aici o invitație foarte frumoasă. Multă lume s-a temut, vai de mine, Narcis Dorin Ion îl reabilitează pe Carol al doilea. Nu, el nu are nevoie de reabilitare. El trebuie prezentat doar cu lumini și umbre, cu bune și rele și veți vedea că așa este. Așa arată invitația. Și fiecare își poate forma o imagine, dacă are răbdare, să citească aceste volume. Totuși, m-am săturat de chestiile astea care țin de reabilitare și de... Nu e vorba. Pentru ultima dată în această seară, pauză. Orientul începe acolo unde încetează chiverniseala. Prăpăd, pârloagă. Pârloaga, spun eu, e starea definitorie a noastră. Suntem în direct, domnule director. Nu. E bine că spuneți. Vorbeam pe timpul pauzei publicitare în decretul din 49. Comuniștii au naționalizat 5.000 de... Cam așa, în jur de 5.000 de conace, castele, palate, reședințe de țară. Iar astăzi mai sunt câte? Vor fi 500 dacă mai sunt într-o stare rezonabilă, să spun așa. Dar cu ce am greșit? Adică... Păi nu, dar poate că dictonul ăsta și Raymond Poincaré, nu s-o zis eu, Port de Lorient, tout est pris à la légère, dar Jean Cocteau vine cu ceva mult mai dur și definitoriu. Lorient commence la où l'on cesse d'entretenir. Orientul începe acolo unde încetează chiverniseala. Poate că și asta e, spune totuși multe despre firea noastră. Unde totul începe cu fiecare generație, nimeni nu mai continuă niciun proiect, toată lumea o ia de la început și ajungem unde ajungem. Ori e păcat că noi nu avem totuși un patrimoniu arhitectural comparabil cu ce are Europa și puteam să le păstrăm și să arătăm că dacă nu păstrat, coboram chiar din pom. Dacă am fi păstrat, probabil că arătam, exact, că nu coboram. Academia Română, Biblioteca Academiei Române, Muzeul Național Peleș, și editura Magic Print din Onești, au onoarea de a vă invita la evenimentul de lansare a monografiei în 5 volume, Carol al doilea al României, un rege controversat de Narcis Dorin Ion. Prezentarea va avea loc marți 15 iunie 2021, ora 12, în Amfiteatru Ion Eliade Rădulescu, al Bibliotecii Academiei Române București, Calea Victoriei 125. Unde se găsește cartea? Unde se găsesc aceste 5 volume? Încă o dată, deocamdată. Aceste 5 volume, ca și celelalte despre Regina Maria și toate publicațiile noastre, se găsesc faptic la librăria Castelului Peleș și la fel în la librăria online. Noi am inițiat, datorită pandemiei, sau să spun așa... Deci se intră pe pe www.peleș.ro, librăria online, acolo sunt toate aceste cataloge, se adaugă în coș, noi ambalăm, trimitem, expediem și vreau să vă spun că funcționează de minune acest mod de a vinde cărțile, pentru că și aici avem o lege veche care ne interzice să le vindem la librării. E de prin 2008, dar nu mai de contează. Ce? Așa. Fiecare muzeu își vinde la sediu. Vor lua cuvântul academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, academicianul Răzvan Teodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, academician Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, și profesorul inginer Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române. Domnul academician Răzvan Teodorescu a făcut și o admirabilă prefață a acestei cărți, evocându-l ca un iubitor al culturii și al perioadei interbelice și al lui Carol, pe Carol al doilea, într-un portret de care s-a entuziasmat până și Alecu Paleologu. Apropo de însemnările Reginei Maria, mi-aduc aminte că am citit și am făcut lectură obligatorie pentru cei care lucrau la Jurnalul Național. Apropo de relațiile speciale a Reginei Maria, mi-aduc aminte de relația cu totul specială a Reginei Maria cu mama sa. Da. Sunt zeci de pagini în semnările zilnice care pe mine, aș putea spune că m-au marcat.
Și foarte multe scrisori între mama sa și apropo regina. Apropo de o mamă spartană cu educație severă și așa mai departe, da. Care nu a însemnat lipsa iubirii, a dragostei reginei Maria față de mama sa. Cumva același lucru s-a repetat la fel de paradoxal între regina Maria și copiii săi. Și veți găsi... Normal că se întâmplă asta. Carol, din punctul ăsta de vedere, a simțit lipsa asta. A unei călduri a căminului, preceptorul elvețean Merlin, care l-a influențat și așa mai departe. Și el îi reproșează. Reproșează și în primul război, reproșează și în 1947, dacă m-ai fi lăsat cu păsărica cu el la Filiti, poate nu ajungeam aici, și așa mai departe, și așa mai departe. Deci sunt lucruri, au fost între ei. Regina are scrisori devastatoare la adresa lui Carol al II-lea din 1930. Nu-l iartă cum nu-l iartă pe niciunul dintre copiii săi, nici pe principesa Elisabeta, nici pe nepotul Mihai și așa mai departe. În însemnările ei, nu? Nu, în scrisori. În scrisori, și în însemnări, dar nu le face publice. Păi, veți vedea, despre... dar și în scrisori pe care le-am publicat aici pentru prima dată, în care nu ezită să sublinieze caracterul lor, deficiențele de caracter și așa mai departe. Ea avea totuși un simț foarte absolut dezvoltat. Absolut extraordinar. Despre Carol al II-lea spune că... Și el evită să-i răspund. O treime, cred că, sau un sfert în el era, nu era deloc bine. În rest, avea admira și, până la urmă, le făcea, cred că le-a făcut și publice calitățile lui Carol al II-lea când s-a întors pe tron în 1930. Ea, în mod public, nu l-a criticat niciodată. Și Alice Voinescu merge la regină în 1938 și spune, totuși, regina vorbește cu o mândrie, cu o trufie de fiul ei care îi face atât de mult rău. În mod public, nu l-a criticat. Dar în scrisori, devastatoare, efectiv și îi subliniază tot răul pe care Carol îl face, la fel. Două minute Elisabeth. Mai avem fotografiile din aceste două volume cu regina Maria. Apropo, s-a făcut un film, l-ați văzut? Da. Nu prea. Apropo de asta, aici albumul trebuie să menționăm. Da. Nu, volumul al doilea conține, volumul întâi e cu două texte istorice semnate de Ion Bulei și de mine despre viața reginei și președințele ei și ce a făcut în primul război mondial. Dar volumul al doilea este un album fotografic cu fotografii formidabile din colecția Arhivelor Naționale publicate aici pentru prima dată și a Muzeului Național Peleș plus colecționari particulari în care am prezentat viața reginei în mai multe capitole. Sunt și toate reședințele ei. O să vedeți, vizitele în străinătate. Da, și rudile noastre mai bogate aici. Așa, și rudele noastre de pe Tamisa și așa mai departe, și vizita în Polonia. Din păcate, strălucește foarte tare, sunt luminile puternice, dar fotografiile... Asta înseamnă că hârtia de sunt de o calitate... Nu, dar și fotografiile sunt de o calitate excepțională. Și grafica acestor cărți este făcută, trebuie să spun, cu recunoștință de Cornel Constantin Ilie, care este istoric, doctor în istorie și director adjunct al Muzeului Național de istoria României și a adus o contribuție formidabilă pentru că totuși cărțile arată... Mă mândresc că mi-a fost și student pe timpuri și mi-e foarte bun prieten. L-am chinuit mult și pe el și pe Mircea Hortopan, dar cred că rezultatul a meritat. Și faptul că la librăria online cărțile acestea se cumpără de la Satu Mare la Timișoara până în Botoșani sau la Constanța, e îmbucurător. Înseamnă că nu e chiar în zadar. Nu știam că regina Maria a fost în Egipt. A fost. Dar nu știam. Da, i-au rămas, de fapt, din anii după 1933 aceste călătorii în care a fost însoțită de principesa Ileana și de cela de la Vrancea de multe ori. I-au mai alinat cumva durerea pe care fiul ei atât de orgolios i-a provocat. Fiul risipitor, nu? Până risipitor la urmă. Și orgolios, totuși. Adică și pe principesa Ileana a îndepărtat-o din țară sub pretextul că s-a căsătorit cu un Habsburg și că prezența unui Habsburg în România ar provoca... La Scroviște aici cine stă? Acolo la Scroviște. Nu mai este nimic din Scroviștea regală, nu mai este nimic. Sunt doar, mai există corpul adjutanților făcut de Carol de al II-lea, pavilionul de intrare. De ce nu mai e nimic? Astele reginei, reședințele reginei au fost demolate. Erau, de fapt, Casa Pescarului, o reședință mică. Păi de ce Gheorghiu deja demolat Palatul Mare, pentru că erau pe malul lacului și a construit 3-4 vile. Să-i dea Dumnezeu sănătate și lui Gheorghiu deja, oriunde s-ar afla. Da, deci doar 3 dintre componente. Foarte multe imagini din perioada războiului, atunci când guvernul era în exil la Iași. Și când regina a făcut o figură formidabilă. Absolut excepțională. Sunt multe de discutat. Hai să poate mai discutăm. Cu siguranță ne întâlnim să discutăm despre Maria României, despre regina unei mari regine, așa cum a fost regina României. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu marele Jack.
Doamne, Doamne. Domnul Cristoiu? Iar începem? Vă scoateți toate... Începem? Ia uite, frate, câte astea are. Da, am început. Ia, ce, da. Ce scoateți din geantă de acolo? Păi noi arătăm. Hai, ăla. Prima chestie, arătați-mi cu filmul ăla. Ce nebunie. A trimis cineva caravana filmelor rusești. Au, trebuie să mă autodenunț, nu-i așa? Da. Și printre ele, subtitrate, toate sunt subtitrate în românește și este celebru Maestru și Margareta. Maestru și Margareta. Romanul dumneavoastră preferat. A fost interzis. Mm-hmm. Și acum ai o dat drumul, uite. Ia. Celebra întâlnire. Unde-i? Acolo. Mm-hmm. Dintre Pilat și Iisus. Da. Mie mi-a plăcut mai mult Crimă și Pedeapsă, îmi pare rău. Ia, e mult mai mult dramatins decât asta. E isteric, gata, pierde în timp. Unde a face? Nu, eram curios, am văzut până acum, în timp ce așteptam să intru, am vrut să văd cum avem vine. Foarte multe de discutat cum astăzi. Mi-e place cum faceți cu Monica Mihai, sunteți amândoi așa didactici și topul, nu știu ce. Aici, la noi aici e foarte multă vrăjeală, adică la Marius Tucășov. Am văzut că ați avut un istoric, trebuia să-mi dea și mie. Păi Maria. Ideea pleacă la domnia voastră, ce să vă dea? Maria României nu am. Carol... Păi o să vă dea, aveți răbdare toate alea, că după ce le invitați, nu vă... Începem. Ce conține prostia? Care prostie? Păi, apropo de acele videoclipuri, cu ce conține vaccinul făcute de Simon? Da, sunt hollywoodien, dar ce conține vaccinul? Cu care vreți să începem? Păi, pot să fac niște constatări de constatări critică. Și după aceea dăm mâncare prima de caz. Prima constatare este că niciunul din noi nu vorbește de amor. Păi, dă-ți un pic. Păi amor este cel mai răspăt, că vaccinul te îndeamnă la amor. Păi nu, eu de exemplu aș fi spus ce aștept, dacă aș fi fost mai tânăr de la vaccin, să mă plimb cu... Iubita sub clar de lună? Nu, e clar. Dar asta este deja ilirism ieftin. Prin parc, dar fără mască, pentru că dacă are mască, nu o pot sorbi dintr-o privire. Ce frumos! Deveni și vedeai și gura și, mă rog. Până la urmă, întâlnirea se termina cu un sărut pe gură, nu? Ei, acum trebuie să devenim acum indecenți. Păi nu, ce indecent să săruți pe gură? E ceva indecent. Hai să discutăm despre clipuri. Bun. Care v-a făcut ce? Topul lui Ion Cristoiu? Care l-am făcut? Da, da. Mie mi-a plăcut. Deci, din toate punctele de vedere... Și preponderent și Madagascar. În toate aceste clipuri, avem de-a face cu Sergiu Nicolaescu. Adică Sergiu Nicolaescu era... actor, regizor, producător, scenarist, scenograf. Așa, credeți că fiecare dintre ei a făcut și asta? Cel mai tare, din punct de vedere, deci care ar putea să ia premiul pentru scenografie, dialog... Bode. Este Bode. Adică imaginea aia cu... Problema este că ea trebuia să muncească. Da, hai să-l dăm pe Bode, dar putem să-l dăm în jumătate de ecran sau să-l dăm pe tot ecranul. Hai să le comentăm cinematografic. Și să și comentăm tare, da, hai. Dar să văd Hai să vedem. Hai, aici conține prostie. Da. Hai să-l comentăm. Da. Eu nu-l văd, trebuie să mă întorc. Păi aici de ce n-aveți pornit televizor? Păi vine de incertitudini, de nesiguranță. O perioadă pe care nu vreau să o mai retrăiesc. Vă imaginați câte dublă dat? Ia uite la ăștia. Că mai devreme sau mai târziu ia uite, se va descoperi un vaccin. Da, nu auzim ce spune. Care să ne permită să revenim la normalitate. Gata, comentați. Bun. Și iată că acest moment a venit. Acest vaccin dă rezultate, iar țările care au reușit să-și imunizeze un număr mare de cetățeni, avem toate porțile Ministerului Afacerilor Interne și aia care are o șapcă mai mare decât ea. Așa cum s-a întâmplat, din nefericire, cu foarte mulți dintre voi, am trecut prin boală, însă am decis să mă vaccinez pentru că eu consider că doar așa mă pot proteja pe mine, îmi pot proteja familia, îi pot proteja pe cei dragi și nu în cele din urmă, îi pot proteja și pe angajații Ministerului Afacerilor Interne cu care intru în contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul înseamnă viață și siguranță. Cred în vaccin, cred în oamenii care s-au dedicat științei, cred în tehnologie, cred în medicii care ne vă dau o șansă. Hai opriți-l pe bună, serios. Hai să discutăm serios. Da. Avem un guvern care are mari probleme. Bode, de exemplu, are probleme cu atentatul ăla, am dat un exemplu, și cu poliția. Și el pierde timpul, de mie nu vine să cred, deci pierde timpul să facă
o scenetă, un sketch, un montaj literar-artistic absolut ineficient, că nu o să-mi spuneți mie că aia din Găgești de-al s-a uitat la clipul ăsta. Ferească Dumnezeu! Nu, dar uitați-vă cât a... În primul rând că el, textul ăla, el l-a repetat de mai mult, că se vede că nu greșește, și a făcut de vreo 4-5 ori, cred că duble. Eu cred că de 50 de ori. Că și totuși la Bode e greu, adică e... Se dă greu întotdeauna. Dacă îl pui să citești dintr-un abecedar, el îl doare capul. Crezi că ei sunt oameni normali? Nu, mie mi se pare că e o bătaie de joc la adresa cetățenilor României. Și încă o dată, tu vii din postura de liberal, ce e ăsta, și ministru de interne, și de ce trebuie să iei pe oamenii ăia să-i pui figuranți acolo? Ăla, pompier, doamna aia, polițist... Da. Și dramatismul ăsta, băi fraților, s-au ridicat toate restricțiile. Apropo, se întâmplă atâtea lucruri, s-a dat drumul la cluburi, la discoteci, merge lumea la mare. Eu vorbesc de faptul că Ministerul de Interne are mii de probleme. Mii de probleme și ne ocupăm cu chestia asta. Plus că în toate declarațiile, în toate textele lor, sunt numai minciuni, știați? Nu am timp să le demontez pe toate. Da, la spune, așa am îmbrățit, nu știu ce, așa am văzut familia. Păi ce, până acum nu ți-ai văzut familia? Eu nu și tot așa. Așa spune, păi începem cu Câțu. O să intre înăuntru la restaurant. Câțu, Mățu, să intre restaurant și fără să fii vaccinat. Adică este o discriminare înainte de orice. Tu chiar iei în serios. Nu, iau în serios pentru că m-am săturat că ăștia să mintă cu zâmbetul pe buze. Sau să mintă într-un promo, mai ales că Bogdan Iacob a vorbit despre această campanie că e furate din Ungaria. Dar nu e vorba de furate, aia era o campanie pe Facebook a societății. Corect, și eu am făcut o campanie națională. Încă o dată sunt oameni toată firea. Au repetat, au fost actori. Toată scenografia asta e pietre de vreme. Oamenii, Ministerul de Interne are 1000 de probleme. În timpul ăsta, toți oamenii ăștia care erau acolo puși, mai rău decât așa era și la montajele alea de pe stadion, că trebuia să fie o muncitoare, un... Da. Hai să mai dăm pe cineva, haideți, că sunt prea... Doi este Mihailă prin sac. A, Mihailă, Doamne Dumnezeule, aia e Cehov, ia. Hai să o dăm pe Mihailă, aia e ceva. Doi. Ia două și lasă sonorul. Ia uite. Împotriva COVID. Ia uite, vaccinul împotriva COVID față, conține o hai șansă. Să comentăm. Da. Doamna Frusinica, de 40 de ani, care are un copil cu dizabilități, conține șansa pentru dumneaei să continue să aibă grijă de familie. Conține o șansă pentru domnul Ion, de 84 adică de ani, să-și mai vadă nepoții și strănepoții. Vaccinul conține o șansă pentru Vasile, care este șofer și de acum va putea circula liber în statele Uniunea Europeană. Eu cred că tot ce au fost ținut și poliție în casă, pentru că nu vă pe nimeni. Da, nu e nimeni pe ăla, era pustiu, frate. Nu există așa adică ceva. Adică cred că au fost la cap, cum a făcut acum pe Calea Victoriei, că am văzut cu o jumătate de oră, că am crezut că sunteți om serios. V-ați ocupat într-un jurnal video o jumătate de oră despre... Mi se pare o prostie. Vorbeați despre cum s-a închis Calea Victoriei. Nu, dar cum merg aia pe asfalt? Vorbim și despre aia, da. Nu, vin din toată țara. Vin din tot Bucureștiul ca să parchează acolo. Să mănânce înghețată pe la Velocitas și la Vechi. Nu e de nimeni, dacă ar face asta. Da, nu face asta, vin să se plimbe. Asta are ceva, adică arată și personalitatea doamnei ministru. Singură într-un... De ce a ales ea un sac? Nu, arată că te dezluci, pentru că un om normal... Nu, vă rog să reconfigur limbajul, dacă... Păi dacă ei sunt ministru... Păi dacă el e ministru, spune, doamne, n-am treabă. Adică, domnul premier, nu fac. Slujbi proaste n-avem voie să spunem ca să nu... Încă o dată, dar nu fac. Totul e penibil. Gogea Mite, ministresa, se plimbă prin sat în care... Acum vă spun un lucru. Da. Dacă faci asta în orice sat din România, pe orice uliță, îți iau ies... cu pietre. Aia, nu, cu... îți ies la poartă toate babele, seniorele, că nu sunt babe. Seniorele, câinii. De ce n-ai voie să zici babele, că nu înțeleg? Nu mai avem voie să spun. Cine v-a zis că n-ai voie să zici babele? Eu așa eu știu auzit. Atâtea cântece cu ăsta, cu moș, cu babe, vorba da. Hai să mai dăm, eu zic să-l dăm pe Câțu. Da, cel mai tare. El are premiul la mine. Câțu, pentru că după aia trecem la el candidat. La el acolo, la e Alain Delon. El e Alain Delon în mizerie.
E mai mic, mai cocoșat, mai urât. Nu, și e Alain Delon înainte de a fi și cu pleșuv așa, dar joacă bine, da, eu spun. Da, el da. Adică dacă, a făcut repetiții multe. El dacă se năștea în Franța, ajungea departe, ajungea până la Lyon. Hai să vedem play. Lasă sonorul. A, uite. Hey, a. Na, na, na. Ce conține vaccinul? Normalitate. Să pot să-mi beau cafeaua alături de prieteni aici, la interior. Să nu mai depinde de mască, să putem să mergem la concerte. Vreau repetare. Da, da, ai de la, iau de la două la capăt. El bea, el nu spune că... Ne, nu v-ați prins. Oprește și pune de la capăt. Ia când zice, stați. Când intră, după ce intră, el face așa o chestie. Jack trebuia să, marele Jack trebuia să facă regizor. O punem din nou, dar trebuie să fac și eu câteva considerații. Oprește-l, aveți răbdare. Nu vă grăbiți, avem toată seara înainte. Până mâine dimineață nu plecăm de aici. Eu fac o critică actorului. Constructiv. A interpretării. Eu sunt cronicat. Hai, spuneți dumneavoastră că zic și eu după aia. Păi, fare momentul ăla extraordinar în care... I-a spus regizorul, fii atent aici, e așa și pui cafeaua. Ia uitați-vă la gest. Da, trebuie să este, spun și eu. Nu trage Don Semaca. El spune de la un cap la altul să nu mai prostii, în sensul că nu e nimic adevărat. Păi trebuie să mergi și eu pe conținut. Dar nu mă interesează conținutul. Păi domnule, la restaurante mă pricep. El zice că s-a vaccinat ca să bea cafeaua la interior. Se bea oricum cafeaua la interior. Dar nu mă interesează. Pe mine mă scot din minți falsurile, da? Nu, pe mine mă interesează marele actor Florin Cîțu. Dă-i nu vă imaginați ce bun e aici. Până la final. Ia dați-l aici, dați-l aici, dați când faci el. Cum e? Nu trageți, domn Semaca. Ia uite-l acolo, acolo. Nu, aici, aici, aici. Gata. Ce conține vaccinul? Ați văzut? Oprește. Aici este gest extraordinar. Deci, el zice așa, pune cafeaua și zice vaccinul. Adică, vă imaginați ce indicații de rege. Credeți că i-a fost creația lui? Pentru că sunt unii mari actori, cum era el. El. Care intervin ei, joacă ei, el, da, neapărat. Sau este undeva la... în cinematografia românească corespondentul nu trage Don Semaca și stau cum e, i-am ciurit. Da, da, un fleac i-am ciurit, da. Nu trage Don Semaca. Un fleac, așa zice ăsta. Mamă, în ce formă e Jack, știți de ce e în formă? Că nu se mai duce la Cristache în seara asta. Dacă se mai duce odată, îi bat pe amândoi. În primul rând, imaginea începe cu el cu mască. Iar începe cu conținutul. Ți-ai pierdut umor, făcând banane. Păi nu, vreau să spun că el trebuie să înțeleagă cât de prost să fii, da, să te uiți la ălea acolo ce erau, ălea cu mască. Am impresia că eu am descoperit un mare actor. Un mare actor. Adică când faci el e așa... mai mare decât Orban? Da, e mai mare decât mult. Tot mare. Da. Deci când pune el cafeaua... Și zice... Cum mă, n-are mască când intră? Dă-l la început să vezi care mască. Ai, mă, nu, mască când intră. Nu, că mai, deci, mai în primul rând, uite, deci, mult mai bine. Uite cum intră, dar el nu, timpul în blugi cool. Aici e făcut de un profesor. Drum. Da, gata, hai, intră. Uite, are masca pe cap, nu are nicio stai, mască. Nu. Stai, stai, asta, asta este gestul. Gestul. Normalitate. Ce conține vaccinul? Să este alea iactă este. Așa. Deci, încă o dată, e un moment mare, adică, nu ați văzut, deci... Pune cafeaua. Putem să vedem de la un cap la altul și după aia să comentăm? Nu, mi se pare, este... Și că în istoria, eu cred că Barnal bate. În istoria cinematografiei românești există secvențe celebre... Dom'le, ați auzit expresia unul mai prost ca altul? Nu. Mie mi-a plăcut foarte mult aici. Cine? Eu merg pe Barna după aia. Ați auzit din expresia unul mai prost Emil ca altul? Din câte a spus Emil Boc, vă dă o veste. Da? El va fi și președintele României. Cine? Câțu? Da. Ok. Okay. Și al universului cunoscut de om. Țineți cu prostiile astea, nu vreau. Dom'le, dacă ajunge Cîțu președinte, ce fac? Mă urc pe... Dacă eu spuneam în 2013 că va ajunge Iohannis președinte, spune, cine mă ăla? Nu ziceam neapărat, nu. Ei, nu. Ei, da, la România. Dacă îmi spunea cineva că o să ajungă Băsescu președinte, după ce s-a retras el pe 93-94 din politică. Da. Hai să dăm, să-l dăm pe Cîțu la un cap la altul, pentru că frizează ridicolul absolut. Mare actor. A, uite ce mă remarcă aici. Ce dinamică. Ce conține vaccinul? Aha, asta este. Asta normalitate. Să pot să-mi beau cafeaua, alături de prieteni. Aici, genial. La interior. Să nu mai depinde de mască. Să putem să mergem la concerte, la plajă, fără grijă. Are dicție, o chestie uluitoare. Mai ales să pot să-mi văd familia în siguranță. Lansez o provocare membrilor guvernului și liderilor coaliției. Aici, a doua secvență. Ce conține vaccinul pentru voi? Măi,
Vai, nu poți să mai fac o continuare. Da, imediat. Nu dați cu buletinul. Ce conține vaccinul pentru ei? Numai prostie. Nu, numai prostie. Odată spune că la plajă, trebuie să fac și o analiză pe text, nu poartă mască. Păi la plajă nu se poartă masca. La interior, el nu spune în interior, spune la interior. După aia ce mai zice? Că merge la nu știu unde să bea. Nu se întâmplă, se întâmplă lucrurile astea și acum. Nu spune absolut nimic. Vă rog. El ce spune că v-am invitat? Dintre toate clipurile, el este cel mai modern, deoarece la ora actuală există în cinematografia mondială o tendință a interioarelor. Uh-huh. Și ai noștri care au luat premiul. Adică ați văzut, totul se petrece în interior, totul e dinamic. Uh-huh. Așa, nu ăsta, ăilalți sunt cam cu ăsta, îi lasă mai cu cinematografia. El e cinematografia americană. Mai rămânea, cred că în final să vină unul cu mitraliera. Într-o viață anterioară ați vrut să fiți regizor? Nu, am făcut și cronică teatrală. Cronică teatrală și tu ați condus și revista teatru, vom vorbi despre toate, avem timp până mâine. Dar ați vrut să fiți regizor. Sunteți un regizor atat, într-un fel sau altul. Sunt autoregizor. Haideți să o dăm pe Turcan. Pentru că aici deja pe Turcan m-am enervat. Turcan? N-am trecut-o când am făcut topul. Ea care e ușor, e aproape analfabetă, ca să folosesc. Pare rău, nu poftiți? Vreau să jignesc. Hai să dăm, a făcut facultatea la Moscova. Am zis aproape analfabetă. A făcut facultatea la Moscova. Păi nu, ea este ministra muncii, da? Da. Fiecare încearcă să o dea pe... Hai să vedem. Ea că n-am văzut. Vorbește despre teatru. Ei, ăștia ticăloșii care au ținut teatrele închise un an de zile, vorbește despre teatru și că numai... Păi, și este pe scenă, șefule, e pe scenă. Hai păi să da, dar eu n-am văzut scena. Să o vadă și după aia să comenteze dumneavoastră. Și scărțele astea din cauza să nu o văd pe Turcan. Ia, a ieșit, a, opa, ia uite. Ce conține vaccinul? Stați. Vaccinul conține acea senzație unică pe care o ai când intri într-o sală de teatru plină de spectatori. Vaccinul înseamnă mii de reprezentații cu casele închise și cu biletele vândute. Vaccinul înseamnă și o gură de oxigen pentru oamenii talentați, pentru care scena înseamnă pasiune. Profesioniști din domeniul artelor care și-au văzut viața pusă în așteptare. Ne este dor să-i aplaudăm până ne dor palmele de emoțiile puternice pe care ni le dăruiesc, de zâmbete, de lacrimi, da? De poveștile spuse în plână și trăite în sala de teatru. Vaccinul conține viață și normalitate și energia planurilor făcute împreună. Lucrurile simple care ne conectează la ceilalți și revenirea la normal care ne-a lipsit atât de mult în lunile de pandemie. Dar ce i-a schimbat? Ea? Avea ochelari? Nu știu, dar ce legătură are ea? Ce caută pe scenă cu teatru? Hai, comentați! Cea mai mare problemă pe care a avut-o ea de soluționat, știi care e? La Ministerul Muncii? Nu, acum. Să-și pună ochelari? Nu, cu ce se îmbracă. Cu ce se îmbracă? Probabil că vreo săptămână... Dar de unde are poșetele alea de 1000 de euro? Se vede când te pricep la femei. Marea ei problemă era cum arată ea în dimineața aia. Adică cum arată. Adică mă, și-a pus costum calm și n-are ochelari. Are ochelari sau nu are? Că n-am mai la ochelari, nu mă uitasem. Și cred că i-a zis celui de la cameră. Ai colegi de la cameră, da? Ia uita! Mergem pe podium. Și în spate decorul de la un spectacol cu o șușea. De câte ori a stat ea, cred că, câte a tras ca să fie? Nu știu, cred că o durea tare fundul cât a stat la dublele. Hai, am înțeles. Uite, că mai e unul, gata. Dar de ce face? Ea trebuia să facă printre pensionari. Ce treabă are ea? Da. Vorbește de cred teatru. Cred că mi-a trimis cineva un mesaj. Ăștia care au închis teatrele un an de zile, nu l-a păsat de actorii independenți, de nimic, asta vorbea despre teatru? Mi-a explicat cu Ara Muntean că eu nu l-am trecut un top pentru că a făcut-o după, a doua etapă. Nu e în top la mine. Nu, nu vă ceartă nimeni, să știți că... Eu aș pune-o totuși... Pe locul 2, medalia de argint. Nu, nu bate pe Mihaela. Pe Mihaela? Cum merge Mihaela? Mihaela este cehoviană, da. Poți să fac așa. Cu Mihaela orice vis. Deci, Mihaela merge la cameramanul, se dă cu fundul înapoi. Ia uite, cameramanul se dă cu fundul înapoi ca mine. Da. Așa, da. Ea merge, îi se spune. Se poate, da. Îi se bănesc în cască. Fii atent, aici zici cu tare, mergi. Și dă din mâini. Și are un text perfect ca de Ceaușescu. Adică are și pensionarul, seniorul. Ion, dar v-a făcut mai în vârstă, azi de 80 de ani. Și are și șoferul. Hai, până aveți 73, Ion 80. Șoferul de tir și... parcă e firma la Găgeș de Deal, așa de Șandra, mai ales. Păi uite, ăla n-are trotuar.
Băi, păi dacă se uită cineva de la München, zice, băi, ăsta e la Muzeul Satului. La Muzeul Satului? Că nu mai există asta cu păi nu, că nu are, n-are. Da. Maghernițe cu adevărat nu mai există, nu vreau să jignim pe nimeni. Ea e cehoviană, corect. Ea e de departe cehoviană. Altcineva și... că am mai înțeles, și... că eu mai e ceva care n-am mai văzut. Păi nu, Dan Barna e cel mai tare. Am înțeles că el toată lumea l-a Dan lăudat. Barna? A zis, da, el, am văzut pe site-urile, mare actor, adică... am văzut pe site-urile seriiste că a trezit emoții. Eu am plâns la sfârșit. Da, ia să-l. Eu la Barna am plâns la sfârșit, eram cu Ceaceafuri și Mototolica, am văzut în parte. Deci e mare în final. Aproape, nu, dar o să vedeți. E dramatic, are emoție, îți transmite starea asta de emoție. Și am visat în noaptea aia că mă vaccinam după ce am văzut ăsta la Barna. Ia. De-aia m-am și trezit. Hai cu Ceaceafuri, Uchi și Mototolica, pentru că am crezut că tot serul de la Pfizer, Moderna, nu știu ce, a curs până Ceaceafuri. Art de nerăbdare să vă pe Barna. Dă-i drumul. Cine vaccinul? Ia. Pentru mine, vaccinul conține bucuria de a spune lucruri simple. E chiar modern. Mi-a fost dor de tine, alb. Ce mare ai crescut, nepoată. Sau, mulțumesc. Vai de mine. Nu l-am văzut, ia. Ce conține vaccinul? Pentru mine, vaccinul conține bucuria de a spune acele lucruri atât de importante pentru fiecare dintre noi. Mi-a fost dor de tine, mamă. Ce mare ai crescut, nepoată. Sau, mulțumesc. Mergeți și voi opa, să faceți bate pe vaccin. Gestul, ne vaccinăm și scăpăm. Mulțumim. Ne, el e, se vede că e de la USR Plus, că e pe fond alb. Vreau să întrebați pe aia de la camere. E pe fond alb, are o semnificație. Adică acolo este infinitul. Unde e infinitul? Capul lui e infinit. Mare este că nu știi să apreciezi arta. Nu știu, îmi pare rău. Pe scena din Sibiu era, că e de la Sibiu asta turcan. Dar el unde a făcut la perete aici? E la peretele din fața blocului. Habar n-am. Bun. Deci avem de-a face. Ridicolul absolut, da? Deci avem de-a face cu un vicepremier, șef de partid. De ce prostii se ține? Adică dacă... Îmi spuneai să fac asta, am mai făcut, am făcut și eu. Când era cu cărțile alea. Am uitat, ia să mă enervez. Ce, la biblioteca pentru toți? Da. Păi ce ați făcut? Păi am făcut de vreo 20 de ori, am intrat și am ieșit. Pentru literatură română. Da, la fel am făcut și eu. Că e cel mai grav. Dar dumneavoastră credeți că ăsta e vreo unul sănătos la cap din ăștia care au făcut asta totuși? Nu. Sau își dau seama de ridicolul în care sunt puși? Nu. Nu realizează, nu? Nu. Eu aș fi... Păi și atunci ce ne mai pun? Mai vreți pe cineva sau vă ajunge? Nu l-aș mai da pe Gheorghiu, el fiind analfabet l-am văzut. Și ministrul culturii în același cine timp. Cine mai e ce n-am se văzut? Se naște o contradicție, îl doare capul în timp ce filmă. Mai avem? Cine? Mai avem pe ăla Oros, dar nu, că e și ăla. Ăla Oros e pe Eoliene. Nu, e Virgil Popescu care... Sau cine? Că se vede că n-ai urmări ca lume. Virgil Popescu... Da, și e pe un câmp oarecare și la sfârșit arată Eolienele. Sunt Eolienele. Acolo e. Acolo e fantasie. Adică deodată poftim? Este fantasie. Adică din real... Mă, mai bine lăsăm să-ți ducă la Cristache. Fantasie? Da, adică e Game of Thrones. Eu cred că l-a lovit și pe la fantasia cu Eolienele. Adică el, noi, el este în real. Adică într-un câmp. Fantasia, da. Și deodată, în final, descoperim Eolienele. M-am zis că e un regizor, dar care n-a apucat să... Dar... Ăla, totuși, Dan Barna... Ia și să... că năsui pe trotinetă? Nu, l-am văzut. Lăsați-și băi, pe năsui. Nu. Caută-ți pe năsui să-i dăm plec pe trotinetă. Nu plec pe trotinetă. Aveți trotinetă mai nou sau care e treaba? Că mergeți pe jos. Că s-a filmat pe trotinetă. Da, domnule, și care e problema? Dar discursul care mi se pare incredibil de departe, cel mai bun, este al lui Trabucel. El, Trabucel, are un limbaj de lemn în momentul în care, după ce l-asculți, vezi o foarte mult moloz, nu, de la... L-am cum e ce tala? Cum se zice ăla? Rumeguș pe năsui, jos. Năsui. Căutați-l pe năsui. Bun, s-a lansat competiția. Adică ieri pe la 10, că nimeni nu s-a aștepta, la 10 și cel 10. Mai puțin s-a aștepta Orban, ăsta Câțu Mâțu a furat startul. A apărut cu toți aia miniștrii care l-au trădat. Care sunt top 3 trădătorii ai lui Orban dintre cei care erau ieri cu Câțu Mâțu? Și cum analizați această campanie? Momentul de ieri? Da. Cinematografic? Numai momentul cinematografic de ieri, vorbim. Ziaristic la asta. Momentul de ieri este foarte bine făcut, gândit.
Se greșește cine spune, că te pot spune o chestie istorică. Deci, ieri nu am avut de-a face cu lansarea, cum a scris toată presa, începerea competiției. Am avut unul din momentele operațiunii cu o mare debarcare a lui Orban. Deci noi nu vom avea un congres. Ci debarcarea lui Orban. Orban, adică... Vedeți, de aia este cel mai bun cea analist. Cea de-a treia fază a loviturii de palat a fost cea din decembrie, oprită de Klaus Iohannis, când i-a zis lui Rareș, las că vin alegerile. În ianuarie, momentul istoric, și vă recomand la toți să revedeți interviul lui Rareș din ianuarie la Alef. Nu știu că acolo el, acolo, cine îl revede acum, înțelege că de fapt Câțu e o umbră pe pânza vremii. El putea să fie oricare altul. O câță pe un... Nu, e foarte mascul. Spun și un lucru său. Deci, noi nu avem de-a face cu o competiție normală. Adică, s-a înscris unul și a zis, bă, să văd dacă câștig. Nu. Câțu e limpede că n-a vrut în prima fază, pentru că în ianuarie, când a dat interviu Rareș Bogdan, a vorbit de un grup. Corect. Și nu era vorba de Câțu. L-am întrebat și a zis că n-au decis încă dacă el sprijină pe Câțu premier. Mare Geac, dar trebuie să spuneți că e ca în urzeala tronurilor. Aici e un lucru făcut. Eu cred că și acele imagini date de la ziua lui Orban corect, au făcut parte din această, deci, din această regie, din această urzeală. Poți să fac o analiză cinematografică? Sigur, în prefața, hai că glumesc, vă ascult. Nu, în prefața textului editorial. Pe cine l-avem? Păi năsui după, hai să ascultăm analiza. Avem câteva detalii care a scăpat. Unu. Care au scăpat? Că e mai mult. Nu, de ce spun eu arată că ce s-a întâmplat ieri arată o mașinărie pentru care eu în locul lui Ludovic Orban aș fugi de pe acum. Corect. Dar el nu va fi lăsat să fugă. Foarte important, adică el va fi păstrat pentru că el trebuie căsăpit până la final. E bună? Adică... E foarte bună. Așa e, asta cred și eu, da. Da, uite, vezi. Pentru că de multe ori, a fost întrebat de multe ori Câțu atunci la conferința aia de la 10 și 10, ce se va întâmpla cu Orban? Doamne, nu se întâmplă nimic. Nu, îl țin acolo până îl toacă mărunt până la final. Da, pentru că, de fapt... Credeți că vom asista la o sinucidere? Adică la Orban nu va mai rezista presiunea, om, da, și își va pune capăt. Nu, că nu-l va lăsa. Nu-l va lăsa nici măcar să sinucidă. Pentru că ce se întâmplă acum, nu, e o operațiune mai complexă decât... Dar trebuie să spunem că ea pleacă de la Cotroceni. Da. Să fim foarte clari. Deci operațiunea cu Omar este mult mai complicată decât înlocuirea lui Orban. La sfârșitul operațiunii, în care Orban e la ghilotină și toată echipa lui, toată, Partidul Național Liberal apare transformat, reanoit. Asta este. Deci nu e o operațiune în care îl dăm, îl dăm pe la jos, care e retrograd, e vechi, care e depășit vechi. Și l-aducem pe ăsta nou, da, care schimbă tot partidul și care vine cu un partid pentru următorii 20. Deci perioada de până la congres este o perioadă în care în spațiul public electoral, atenție la ce, să fie atenția de la PSD. Pe fiecare zi care trece, vă spun și eu un lucru interesant. Da, ascult. Fiecare zi care trece, PNL-ul se schimbă, se curăță. Se curăță, adică nu, și în ziua congresului, în seara când va fi votat Câțu, cu toată echipa asta. Da. Cu toată echipa de acum, da. Așa, de ce este? Cu toată echipa, atunci noi vom avea un nou PNL, da? Da, noul și frumosul, cel mai frumos PNL. Hai să vedem cum se regăsește în momentul de ieri operațiunea asta profesionistă. Nu întâmplător a fost ales treptele. De ce? Până acum sediu... Ce m-am prostit, ce analiză fac eu la zi. Până acum sediu ăla de Modrogan era al lui Orban. Aveam noi, îl identificam și pe Câțu pe acolo? Nu. În momentul în care... Fostul sediu al câinelui Vasile, la Zonul Chema. Nu. Al lui Băsescu. Hai să fim serios. Deci, păi sunt, în imaginație, eu de aia spun, eu vreau să arăt acum că e foarte, e bine gândită de niște meseriași. O să vedem care sunt.
Deci, până acum, sediu, de ce au ales ăla? Putea să aleagă la congres, la reuniune. Nu. Corect, nu. Au făcut ales, aia, specială. Păi nu, primul lucru. Unu, primul. Au ales treptele ca să arate că și acel sediu se împarte cu Câțu. Păi nu, până acum... Nu, că nu mai e alu Orba, nu că se mai împarte. Da, până acum era... Domne, da. Că ăla e mort, trăiască regele. Da, bun. A doua chestiune. De ce a venit cu tot grupul? Pentru că până acum Orban s-a apărat spunând, bă, eu am vorbit cu toate filele. Nimeni nu credea că Câțu are atât de mulți. Trei, nu întâmplător a fost adusă Anisia cu greu, mă rog, cu... De ce? Pentru că era omul lui Orban. Când vrei să destabilizezi pe conducător, pe rege sau pe ăsta, trebuie să aibă trădarea. La Ceaușescu, de pe 17 decembrie, i s-a înfipt în creier ideea că cineva trădează. Poate că nu trădează, că erau proști, ce să trădeze ei. Erau prea proști ca să trădeze. Păi nu, și din coace. Ori faptul că deodată nimic nu te... ce a destabilizat-o pe Gabi Firea? Trădarea lui, bă, la... Neguiță, da? Ce trădător. Spuneți-mi, vă rog. Spun. Orban, în momentul ăsta este... Nu, și mai există elementul cel mai important, este declarația că el e noul. Deci, el păi nu... Da. Păi nu, mă arăt că păi încă o dată. Deci, totuși, sunt total de acord. Asta e vechiul, este... reprezintă păi noul. Este asta... de 4 ani în partid, ăla e de o viață. Mă arăt că în perioada următoare, asta va da posibilitate grupului, că e grup acolo, Rare și toți aia. Grup organizat, da. Nu, grup organizat, să-l toace pe Orban de sar capacele. Adică, Orban mi se pare un ăsta cum îl cheamă Boc, e un om al nou, e un om al noului. Acolo a fost greșeala uriașă a lui Orban. El Orban a Bun. Făcut Acum tot ce a vrut și un pic despre Orban, da? A făcut tot ce a vrut ei ieri. Bineînțeles, dar eu vă spun așa, domne, Orban unde era în perioada asta? Că el era singur, era păi, și așa. Păi, dar era făcută bine, făcută bine. Păi nu, dar era depășit, nu știa că urmează asta, ce aștepta? Sau a fost A avut încredere prea mare în oamenii lui, din filiale Orban, și așa mai departe. Cele, e foarte interesantă și cele foarte... Eu, deci anul acesta, până în 25 septembrie, viața românească va fi dominată de această bătălie. Mai importantă decât prezidențială. Adică este foarte important ce spun eu. Ea nu va fi o bătălie într-un partid. Va fi o bătălie pe scena țării. Și în aceste condiții va învinge cine învinge mediatic. Orban merge deocamdată și o prostie pe chestia asta. Eu am vorbit cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Într-adevăr, există, dacă de oameni care sunt cu el. Dar până la 1 septembrie el va fi făcut zob. Adică va fi un fel de Dragnea. Nu, ca imagine. Dar eu zic că deja... A început. Da. Și la un moment dat, chiar și ăia cu care s-au înțeles... La revedere, pa! Știi cum, vă spune, bă, ce nu merg bă, cred că au spus de acum mulți dintre ei. Așa e, da. Au spus de acum. Ne oprim o scurtă pauză și după aceea o să-l dăm pe... Năsui, pe trotinet. Aveți fetișuri cu năsui sau ce? Nu, dar nu l-am văzut. Pe trotinet. Nu l-am văzut și acum mă gădea cum să Bine. O scurtă pauză și ne întoarcem cu Marele Geacă. Pentru mine, vaccinul conține șansa de a ne revedea cu toții liberi, fără mască, făcând toate lucrurile pe care le făceam înainte de pandemie, fără niciun fel de frică că vom fi infectați sau, mai grav, că îi vom infecta pe cei din jur. Năsui pe trotinet. Da, este năsui. Dar de ce purtam mască pe trotinet? Pe cine mai lucra? Răspundeți-mi, domnule, la eu întrebare. Eu sunt critică, e vorba de artă. Păi în aer liber eu plec. Poți să mergi fără mască. Se vede că nu înțelegi arta. Aici e artă, e inefabilul. Băi, omul vine pe motoret. Inefabilul îl arată pe ăla, cu rucsacul când se duce încolo, cu casca. De protecție pe alea bicicliștilor. Este inefabil. Deci el vine în scenară. Aia, scenariștii și se... Dar aia pe scări când a anunțat Câțu. Când și-a anunțat candidatura la șefia PNL, de ce purtau masca?
Nu-mi dai seama. De proști ce erau, vă răspund eu. Ca să nu-i are vadă. Mama o vorbă, de proști ce era. Ca să nu-i vadă care sunt. Păi nu, serios, adică de ce purtau mască? Vai nu sunt afară, unde n-ai Anisie? Liber. Unde e Anisie? Dați-o mai să o vadă pe Anisie. Dați-i drumul să vedem. Dar are și acolo. Între Boc și Rare și ei sunt. Nu, nu, nu. Mă lângă colegi, el acel. Liberali. Boc și Rare români, sunt lângă el. Mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine când fac dar acest anunț important. Nu contează. Pentru partid, pentru România, păi și pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția Partidului Național Liberal. Ați apătesc eu la filmele de pe... Cum e ăla? Că sunt alea care online filmele, seriale titrate în România și care ca seriale online, nu știu cum păi ca să-l vezi să dai la 20 de reclame. Unde e Anisie? Anisie. În care m-am dați-o în pe Anisie, că nu mai are fetiși cu Anisie. Mă susțin și fac parte din echipa mea. În octombrie 2016 am hotărât să intru în politică. Liberal convins, singura variantă pentru mine a fost PNL. Nu mai vreau să vorbesc că Jack e cu inefabil. Gata. Viața. Îl scoatem? Păi da, că vreau să vă pe Anisie. Nu înțelegi că trebuie, vrea să vadă pe Anisie că nu mai dorme da, la noapte. Da, imaginea aia că când mâncai prăjitură ieri și azi era împotriva lui Orban. Mare stucă. Da. Poți să spun ceva? Da, mai răspund și la mesaje, că dacă mă luați cu inefabil, păi nu. Sunt foarte dur ești, ca realizator. Ești serios? Tu la mine. Da, numai la dumneavoastră. Vă sor din ochi. Am sunat pe... Capanisie. Uite ca să te am sunat pe producătoarea lui Cristache să-mi găsească și are emisiunea în care m-am certat eu cu... Da, el. Cu Tilișcă. Istorică. Uh-huh. Povestiți, hai. Deci, păi nu, nu, ca să... Păi nu, ca cum ați ajuns acolo? Deci în ce an era? Nu era încă președinte. Președinte de partid nu era. La PNL, da. Așa. Eu pe Ludovic Orban îl știam... Vorba aia. Nu, l-am apărat când cu eram accidentul, la antenă cu și eu l-am apărat. Și bă, era, cum ar veni, Cristache, eu și el, da? Și el zice, bă, de Iohannis. Un om normal care nu e un prost, un politician normal, cea mai, cum zice Rareș, dacă ești la o emisiune cu Rareș. A, dumneavoastră a zis ceva de Iohannis. Da. Ce-ar fi făcut? Dă rău, că nu bănesc în da. Debit. Nu, nu rău. Ce-ar ceva, fi făcut da, Rareș dacă era în locul? Rareș zice, maestre, nu... Cum e? Da, nu-l da, știți da. Pe Iohannis, vă invit la el acasă. Da. Bun. El deodată s-a enervat. A zis, cum îndrăsnesc să-l atac pe Iohannis, da? Uh-huh. Și în felul acesta și-a făcut un dușman din mine, da? Uh-huh. Acum, îl mănâncă ăla, da? Trebuie să înțelegeți cât de prost poți să fii ca om. Dumneavoastră l-ați făcut prost pentru ce ne-a repetat? Pe, nu l-am făcut pe prost Ludovic în momentul ăla, domnule. Atunci, doar atunci dar, a fost. Păi după nu, a fost o prostie. Căutați, bineînțeles că e săracul. Păi nu, e, dar, nu a, nu, 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 nu. Când zicea nu el, sărac. Cine general? Nu. Căutați știi, imaginele cu el atunci Ludovic era în faza limbistă față de ăla, că ăsta este... Și credeți că s-a schimbat ceva între timp? Mă, nu știu, de foarte mulți tineri, eu am trăit 30 de ani de telenovelă românească. Și am văzut atâția tipi care, până mai e, care ziceau, dar DNA, cum îndrăznesc să te legi de Chiobi? Și când i-a aresta, da, veneau la era... mine și da. Apoi spunea, da, maestre, ce dreptate, așa și din coace. Da. Dacă acum ea spune, fii atent, domnul Orban, mai țineți minte când v-ați certat cu mine, de ce nu? Ca să-i arate lui ăla. Vi se pare că el, atunci când a fost prim-ministru, a stat de vorbă cu cineva? El era împăratul romanilor. Așa fac. Nu al românilor. Așa fac tu. Păi și atunci ce aveți așteptări de vreun fel de la caracterul lui Orban? Stai de vorbă cu vorba ei. Dumneavoastră trebuia de ieri, de când și-a anunțat la candidatură, să-l radă pe da, Câțu. Putea. Dar poate asta la moțiunea de cenzură pe care a trebuit să o depună Ciuma Roșie, dar nu va depune. Nu va depune. Eu am zis ce făceam ieri, dacă m-ar fi întrebat pe mine, după ce a venit spectacolul ăsta, da, apăream singur pe scări. Corect, ăla e frumos, da? Și ziceam... Acelea scări. Acelea scări, și da, spuneam, eu nu pot să aduc tot partidul aici, că sunt vreo 5.000 de delegați care vor veni și mă vor vorba. Exact, n-aveam cum, că ar fi trebuit și să umblu. Și el trebuia de ieri. Nu, e foarte și podul casei. Nu, e foarte interesantă strategia lui care este perdantă. Mm-hmm.
El a folosit-o și când a fost puciul lui, tentativa de a lui Rareș, când s-a oprit din drum. Da, a fost și la noi, da, aici, da. Nu, atunci când a... Când s-a oprit, că a primit tot din să-l lase. Da, când a zis eu. Când a zis că are capul mare, sau ce a zis? Nu, 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 a fost două. Că explodează capul. În decembrie, el era, se ducea către corect ședință. Ați găsit imaginile, iertați-mă. Ce imagini? Doar o secundă și continuați. Imaginile. Nu sunt dragă de la TVR. Imaginile în campania electorală când Orban îi face prezentarea lui Iohannis. Cine generalul care vinde pielea ursului din pădure? Ce bine că nu suntem politici. Vă rog. Ce bine că nu suntem politici. Domnul Jack, vă aduceți aminte de ursul Arthur? Da, ce-am mai făcut? Imediat vă citesc. Stați o secundă, că dau un mesaj aici ca să facem rost niște imagini. Dom'le, am citit azi o știre, nu venea să cred. Zice, uciderea ursului Arthur, da? Prințul Dimitrie Stuza și prințul Emanuel de Liechtenstein cer despăgubiri uriașe ONG-ului Agent Green. De ce? Colegului nostru de platou aici. De ce? Dom'le, a rămas bușbei. Da. După aceea să vă aduceți aminte să mă întrebați despre Belarus, Rusia. Știu că aveți o întrebare interesantă pentru mine. Uciderea ursului Arthur se va lăsa cu un proces. Însă nu braconierii care au ucis animalul vor fi trași la răspundere, ci cei de la Agent Green, ONG-ul care a adus cazul în atenția publică. Prințul Dimitrie Sturza s-a solidarizat cu prințul Emanuel de Liechtenstein și împreună au intentat un proces de 1 milion de euro ONG-ului care a prezentat cazul ursului Arthur drept împușcarea ilegală a celui mai mare urs din România. Păi știți când sare unul ca prostul, cum se zicea? Din baie. Din baie? Da. Asta e... Se iasă prostul din baie. Prințul Dimitrie Sturza demontează neadevărurile care s-au spus despre vânătoarea ursului Arthur, lansând mai multe atacuri la adresa liderului ONG, Gabriel Păun. Ce spune care a ieșit din baie? Despre această vânătoare... S-au spus mai multe lucruri neadevărate. Da. Care? S-a spus că a fost o vânătoare ilegală. Păi da, a fost ilegală. Da. Pentru că a fost ilegală. Că nu ai voie să vânezi urși în România. Cu toate derogările. Dar ajungem acolo. Însă prințul Emanuel a fost la o vânătoare permisă de ministrul mediului. Deci o pune în cârca acum a lui Țanțuș. Păi stați un pic, este proscologică. Din faptul că ministrul mediului a permis, nu înseamnă că e ilegală. Că e ilegală, da? Da. Mai departe, e ilegală și aia. A doua minciună, ei se leagă toți de asta. Dom'le, ne cred ăștia atât de proști, inclusiv prințul Sturza, să-i dea Dumnezeu sănătate, care a sărit ca prostul din baie. A doua minciună este cea referitoare la faptul că Arthur a fost cel mai mare urs din România. M-am săturat de ăștia. Inclusiv Câțu Mățu, prietenul meu, asta, care, doamne, nu e cel mai mare urs. Asta e problema, asta contează, că era sau nu era cel mai mare urs. Ăștia ne au de proști sau suntem proști? E, poți fac o comparație. Vă e rog. Ca în povestea ca să, de la Arad, în care spune, domnule, nu e adevărat, domnule, nu era Mercedes ultimul. Bă, bă, dar l-a aruncat în aer, nu mă interesează. Nu, îl întreb pe Câțu. Domnule, ce părere aveți de ăsta? Nu, eu cred că s-a exagerat pentru că nu e cel mai bun Mercedes. Da, adică da, e un Mercedes second hand. Asta era problema. Nu am aici foaia și v-am zis că vreau foaia, adresa oficială către Ministerul Mediului. Hai să o dăm pe ecran. Acum. Da, da, când vă spun să-mi dați foaia, să-mi dați foarte dur ca realizator, n-am ce fac. Descoperit ceva. Trebuie să dau, să mai dau afară. Dar de ce? Mai schimbați și voi ce conține prostie. Puteți să o dați pe ecran sau nu? Ce conține prostie? Ziceți voi ceva mai desigur. Ce conține vaccinul? Ce conține prostia? Hai să văd. Ce? Deci, uite, avem aici o adresă. Am făcut eu adresă, Marius Turcă. Vă rugăm să comunicați în copie, seros, toate ordinele de derogare pentru vânătoarea de urși emise în temeiul ordinului nu știu ce are, câte sute sunt. Și cerem aici, este o chestiune, ăsta care semnează aici, nu da semnătura aici, probabil că pare ușor de analfabet așa. Și început? Nu e, pare de scriitor. Nu, a început să a răspuns? Și nu au răspuns încă, eu am trimis acum o săptămână, vă rugăm să ne comunicați orice alte derogări acordate până pentru vânătoarea de urși din anul 2016 și până intrarea în vigoare a ordinului. Să vedem noi și cine a vânat aceste sute de exemplare. Întreb în fiecare seară. Păi fiecare seară eu pun asta. Nu știam. Păi dar nu mi-a dat hârtia. Am făcut adresa oficială că ei sunt obligați prin lege să-mi răspundă. Mulțumesc. Asta este, am primit-o și asta.
Deci cerem toate procesele verbale. Vă rog, cerem toate procesele verbale și să ne spune cine sunt cei care au vânat dosarele. Da. Deci credeți că prințul Sturza e ok? Mai avem o știre, știu că sunteți cu, nu sunteți împotriva discriminării, uite pe smartradio.ro, UE recomandă statelor membre să-i scutească de carantină pe cei vaccinați anticovid. Sunteți vaccinat? Unde călătoriți? Nu mă duc. De ce? Pentru că și-a sfătuit pătrat. Pentru că risc este în avion să se schimbă condițiile din țara respectivă. Este cea mai mare prostie. Condițiile unde? În carantină? Da. Păi nu se schimbă în timp ce ești în avion. Ei, na. Ei, în timp ce decolezi. Atunci da, păi am văzut la radio un reportaj. Astăzi m-a sunat și zic, mă sună marele Jack, acum e o problemă gravă de tot, și zice, Marius, pot să spun și eu o întrebare? Zic, da, vă rog. Spuneți întrebarea. Deci întrebarea era și pentru te... Nu. Pentru că e foarte bună. Pentru toți telespectatorii. Ați mai auzit de unul Navalny? Nu. De ce? Pentru că a apărut un nou erou de desene animate. Băi, dracule. Dar și aici, la aici, e erou cel mai mare la Lev News ăla. Cum îl cheamă? Nu știu cum îl cheamă. Nu știu, Romanevici, Pastrapievici. Păi nu, Marius. Da. Deci, între noi fie vorba, adevăratul personaj era Navalny, om politic, s-a dus așa, e închis, da? Da. Și deodată, în toate aeroporturile, la sfatul Uniunii Europene, corect, este puștulache ăla, că e un puștulache, da? Da. Că n-a făcut nimic, hai să fim serios, nu. Ăla n-am auzit în viața mea, nu știu dacă a făcut sau n-a făcut. Deci Navalny era periculos. Deci încă o dată se vede câte ONG-uri au rușii. Au reușit o chestie uriașă, să scoată pe Navalny, pentru că corect, încă o dată. Da. Și pe aia, pe bucătărea asta din Belarus. Iar primești. Da, pe Navalny, domne, totuși Navalny era o figură în Rusia. A fost otrăvit. Nu, și era un tip. Era un tip. Și făcut. Este închis. Ăsta, Pulică Frânarul, ăsta n-au... Oleu, suntem la televizor, n-avem voie. Pulică Frânarul e un nume... Am înțeles, o denumire, da, ce mi se pare... Cu P mare. Deci, dacă vreți, cum îi zici, nu mă deranjează. Să spună regizoarea, cum îi zici ăsta, Roma, nu știu cum. Nu știu cum îl cheamă, serios, Pasternac ăla, nu știu. Hai să vedem. Cum? Protasevici, nu mai e aia, Procitoricescovici. Deci Protasevici acesta n-a existat și nu există. Da. Probabil că după ce se termină, se consumă el și cu iubita lui Rusoaică, da, interesant și ăsta, am uitat și de Navalny. Nu am pomenit, acum mi-a devenit când te-am întrebat azi, domnule, ce operațiune, senzație. A dispărut pentru că... Absolut incredibil. Nu, Navalny era periculos, pentru el s-a făcut de... Pentru asta s-a făcut vreo demonstrație. Era periculos, e închisoare, l-a otrăvit. Marius, era un ceva, Marius, da, poți să ridic și eu două dește? Păi vorbiți numai a de astea două ore. A ieșit cineva și... să protesteze în Belarus în favoarea lui? În favoarea cui? A lui Pastrapievici ăsta. Păi nu. Totuși acolo e o dictatură. Păi, dar și la rușie. Păi stați cum adică. Nu e, la ruși nu e, cum mai poți să spui. Păi revoluția pe care... Păi aceea vă pun o întrebare, ca să vă închid și să nu mai să trece în subiect. La Ceaușescu, în vremea lui Ceaușescu, când și-a dat martirul foc pe pârtia din Poiana Brașov, a ieșit cineva să demonstreze? Ei, nu-i chiar așa. Cum nu-i așa? Putea să iasă. Poftim? Păi nu era... Pentru că ce, domne, credeți că ea sunt pe altă planetă? Credeți că în Republica Nord-Coreană este cineva să protesteze? Marius, tu că ăla nu era vedetă, Navalny, eu de-aia n-ai înțeles. Ăla nu era exista. Un fel de cine? Cum ai zis astăzi că era bună? Nu știu. Un fel de? Nu știu, cum am zis eu? Nu Dan de acum. Nu Dan de acum. Dan e prea mare pentru noi. Zice, nu mă tine. Nu știu, unul, nu știu, unde ăsta, un blog. Era o baie săracă. O baie, da. Nu ăla, măcar are. Dar asta o baie, cred că e mai prost decât ăla. Nu, mai hai să ne lămurim. Da. Eu când am spus că nu s-a făcut nimic gălăgie, pentru că el n-a existat, el n-a fost vedetă. Da, Navalny acum vedetă. L-au făcut vedetă. Navalny au ieșit în stradă oamenii pentru el. A fost un politic, arată bine, a fost otrăvit, s-a dus, a făcut, da? Bineînțeles, da. Ăsta, nu înțeleg de ce eu dobărut avionul ăla pentru el, da? Dar, da. Dar el rade în... Deci opinia publică din Europa nu se mai ocupă de Navalny, domnule, sunteți oameni e normali. E adevărat, așa este, da. Bă, da, bun să ne rușim. Hai să dăm o pauză, că avem o imagine frumoasă cu Orban și cu Iohannis, cum vă place dumneavoastră pe Barosenar. Dar am înțeles că aveți o imagine când merge pe jos. Nu, cine merge pe jos? Am înțeles că a fost Iohannis pe jos ca mine, pentru că ești... Sărac, și? Așa, și asta e o știre. Cu cât? Și l-a dacă mergea cu elicopterul, era o știre. E o știre că l-a criticat pe Nicușor Dan. Nu pot să cred. Da. Eu nu cred așa ceva. Păi, dar eu cred, pentru că Nicușor Dan al cuie.
Al lui Orban? Dar nu va mai fi. Pare rău. Nicușor va trece de partea bine. De bine lui, de partea lui Anisie. Cine vă mai sună? V-a sunat ăla, cum îl cheamă? V-a sunat sociologul Pieleanu să vă dea o veste bună, că sunteți ziaristul anului. Iar, așa iar n-am luat nici nu știu de unde, unde este asta. Păi m-a sunat, dar e clar păi, da, poate, e clar. Poate iar, mi-a dă o veste tot bună. Tot Cristoiu, băi frate, dar poate mai puteți și noi, că ăștia sau... mai tineri cu 20 de ani. V-a făcut și... aia, cum o cheamă pe aia de la Mihailă? Ion de 80 de ani, incredibil. Eu, mamă. Da. Pauză. Ia zi. Pauză, pauză. Cine tace și face? Iohannis! Cine tace și face? Cine comunică mai bine când tace decât Palavragiu de Ponta când vorbește? Cine provoacă fiori și insomnii lui Victor Ponta care cearcă-ne în ochi? Cine? Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare? Cine? Cine este cel care va ajunge președintele României? Doamnelor și domnilor, îl invit să se adreseze acestei distinse adunări pe Klaus Iohannis! Nu te supăr. Cine tace și face? Ce interesant. Ce frumos. Cum e viața. Da, să mă apuc și acum ia gâtul. Cine tace și ia gâtul lui Orban? Cine se teme de... Da, cine îi dă fior lui Victor Ponta, Daciana? Nu, cine îi dă fior lui Victor Ponta, nu, lui Ludovic Orban. Cine îi dă fior lui Ludovic Orban? Domnul Cristoiu, am înțeles că planul național de redresare și reziliență... A fost la ora 3. La ora cât? Cum bate aia în filme? Repede să nu explodeze trenul. Da. Cum? La 3, la 3 deci... și 5 l-au trimis. Nu, cu explozia nu. Se da, cu ce? Nu te pricep. El la laptop trebuie să trimită... Da. Trebuie să trimită prin e-mail la 10 milioane de euro, da? Da. Și are laptopul, da? Și vine tunelul, da? Vedeți? Vine tunelul, exact, da? Exact. Tunelul, așa, și el face. Cu tuneric. Nu, da, și noi vedem deodată, pac, a trimis. Ei, deci, la ora 12 noapte, noapte s-a... Doamne, cred că un n-a înțeles... Nu se închide. Da, cred că n-a înțeles cineva aici, da, ce din păcate. Zice că... Pe ce? Da, sunteți putinist. Îmi pare rău, dar... Așa zic de mine. Da, da, da. Da. De ce da, suntem? Noi avem treabă cu dar Putin. Dar de ce suntem putiniști? Pentru că am vorbit de ăla, de Navalny, nu știu ce. N-am înțeles nimic. Păi din potrivă noi suntem... Doamne, mai știți ceva? Pentru că nu, noi suntem nu prea mai împotriva. Avem. Suntem împotriva. Împotriva lui Putin, asta e clar. Și împotriva nu, ideii nu de dictatură. Doamne, mai știți ceva de Marcel Ciolacu? Știți... Marcel Ciolacu are o problemă acum, dar putem... paria că nu va depune moțiune de da, putem paria pe un alt stilou. Da. Dar știți ce am observat? Da, nu vrei. Că toate pariurile pe care le-am pierdut, eu am dat stilourile, iar dumneavoastră când ați pierdut, n-ați dat. Păi că n-am pierdut eu. Păi cum? Când am pierdut, păi n-am făcut ultima dată pariu cu Orban, cu nu știu ce, cu Câțu, cu ăla. Care? Nu mai ții minte. Uite, da, am făcut pariu. Stai, vreau înregistrarea pariului. Da, am și înregistrarea. Am făcut pariu că... Ăla Câțu va rămâne prim-ministru. Când aia de la USR Plus au ieșit, au zis că nu mai vor prim-ministru. Dumneavoastră a zis că o să schimbe. Am greșit. Da? Nu ați greșit. Banul jos, stilou. E la el ce a greșit. Am înțeles. Bine. Bine că nu vă mai duceți la Cristal, că vă duceți acasă, vă odihniți. Nu mă duc, scrieți că muncesc. De la ora la cartea despre Fidel Castro, da? Da. Da. Unde sunt 500 de pagini în urma vizitelor, celor două vizite în Cuba comunistă, a lui Fidel Castro. Una cum mai mult. Una singură a fost? Una, păi am fost două săptămâni. Am crezut că a fost de două ori. Da. Două săptămâni când a fost. E adevărat, dar mi-a povestit o fază incredibilă, întâlnirea Gorbaciov-Castro. Da. Când, conferința de presă aveam aici, păcat dacă voi. Deci la Gorbaciov era vedetă planetară, da? Da? Și el a venit acolo 3 aprilie. 3 aprilie 1989, păi de-aia să facă perestroica. Ei au avut foarte... Ai, pot? Mai poți să stai? Sigur, că dar eu rămân peste noapte. Stai puțin.
Dar nu ne citiți. Păi nu, hai să povestesc. Deci, păi nu. Nu. În primul rând, marea vedetă cu tare, el a fost adică cazat... Adică Gorbaciov? Între, da. Așa, și au avut loc o conferință de presă cu Castro, cu Raisa și cu nenea, cu Gorbaciov, da? Și începe ce zice Castro. Zice, i-am spus tovarășului Gorbaciov că, din nefericire, revoluția noastră nu a moștenit un Kremlin care să o găzduiască. Adică i-a zis că nu are. Adică nu are palată. Da, sunt palate peste tot, dar niciun palat nu a fost. Și cel mai tare este următoarea. Zice, erau foarte mulți reporteri de la ruși, care erau tot limbiști, da? Și zice, ați văzut ce interes enorm este. Și Castro zice în direct, zice, aceasta arată interesul enorm evocat de vizita tovarășului Gorbaciov. Chiar mi-am pieptănat părul. A trebuit să mă pieptăn, deoarece urma să mă vadă milioane de oameni din întreaga lume. Domnule, genial. Personal, o să apar la televiziunile de peste tot. Prin urmare, m-am deranjat chiar să mă îmbrac bine și să mă aranjez. Castro. Da, Castro. Și la un moment dat zice ceva, Raisa, de pe acolo. Și Castro se întoarce și zice, Raisa, pe unde ești? Ce frumos. Genial. Marile Geag, ne vedem săptămâna viitoare. Fără cristache, fără gluten. Și când cea mai tare a fost asta. Fără conservanți. Vorbește unul de la mine. Vorbește și zice, și am luat un interviu în exclusivitate lui Gorbaciov. Și Castro sare și zice, o să-l vinzi americanilor, nu-i așa? Nu, adică n-am înțeles. Nu, a, înțeles, n-am înțeles, nu. Incredibil, măi. Cât de prăfuit era ăla, da? Ăla Gorbaciov, da, da, ăla a schimbat lumea. Da, Castro, da, da. Săracu. Era personaj. Hai. America de Sud, era fanfaron, era, ce vreți. Na, hai. Nu era deci și fanfaron un pic? Era mare. Era mare pentru Cuba, pentru... Era și un pic fanfaron, acum ce vă spărați? Păi care fanfaron? Ce om făcea câțu chestia aia, inspirația aia, să spună că se pleacă? Păi nu există pe bune, totuși, ai. Păi și când a venit aici Ceaușescu, era și el ca și ăla. Era mare, bine, nu, Castro era eu, mare. Păi și... nu, asta face parte într-un capitol, este planetar cu media. Deci... Absolut, știa să se joace, îi spune joace, la una, îi spune, nu, și spune, zice... Ți-ai schimbat freza. Da, zice, stă mai bine. Marele Geag, ne vedem bine că nu vă mai ceda cristache, sărat. Iar încet. L-a dat afară pe ăla, pe cristache? Nu, că nu. Urmează. Păi știți cum o să-l dea afară, că sunt șmecheri ăștia. Păi peste vară e vacanța și din toamnă nu mai are emisiune. Mulțumesc mult. Hai. Mulțumesc mult, Marele Geag. Așa se va întâmpla. Ne vedem mâine. Cine tace și face? Cine tace și face? Ține-mă aproape.